Trebuie doar să crezi în tine. Mi-a spus la ureche, de când ai coborât scările, că semeni foarte mult cu o persoană care o cunoaște ea și îi place de tine. Tot ce visez, stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Ia spune, Alexandra, ce ai în cap? Trebuia să spun ceva, ai tu ceva de spus? Nu am nimic de spus, dar privirea ta. Privirea mea ce? Spune multe. Deci atâta timp cât eu stăteam la televizor și mă uitam și vedeam apropiindu-se de alte femei, pur și simplu simțeam că se frânge inima. Ce faceți? Bine, ce faci, mă, ce faci? Și tu, bună dimineața! Încă o dată, când vorbești la telefon și zici că-s fraieri, stai că-s fraieri ăștia în fața mea, iese urât. Mai zi o dată, ce? Știi tu foarte bine ce ai vorbit. Hai să plecăm acasă. Hai! Ce face el? El se bucură. Dacă noi doi ne batem acum, că plecăm amândoi acasă. Dar tu ți-ai căutat-o mie. Ca să zic. Să mă joc cu focul. Maxim, dar și vezi... mă bucur atât de mult că eu nu mă arc. Oh, vezi că s-ar putea să te arzi grav. Oh, vezi că nu mă arc. Hai că dacă mai vine 3, îți mai place de toți 3. O să-mi placă, de toți care intre de acum încolo, o să-mi placă. Nu pot să te mai văd lângă altele, nu mă. Nu pot, nu pot să stau fără tine, nu pot să trăiesc fără tine, nu am pot. Te vreau înapoi. Cum ești? Șocat, plăcut, surprins și panicat. Nu te deranja că vorbea cu aia? Poate vorbi cu cine dorește el. Știu că e doar al meu. Și o să fie doar al meu. Seara, Cristina, păi și până la urmă ne chemați sau nu camera roșie? Vrei? Pentru că îți dorești atât de mult, vă trimit chiar acum. Vă rog să mergeți în camera roșie. Ai ceva să-mi zici, George? Eu? Da, știi ceva ce eu nu știu?
Da, știu, Alexandra. Alexandra, știu eu. De curiozitate, dacă știi ceva ce eu nu. Ei, și tu. Alexandra, știu eu de ce are fața asta așa. A? Nu. Nu? Știu eu de ce are fața asta așa. Este foarte bucuros că n-am fost eliminat în gala de ieri. Stai-mă că nu vorbesc, nu te bag în seamă pe tine acum la ora asta. Te-am întrebat ceva, George. Știi ceva ce eu nu știu? Alexandra, ai să-mi spui ceva și eu nu știu? Te-am întrebat ceva. Eu nu știu nimic. Nu știu nimic? E bucuros, mă, fată. Vom vedea dacă vei ști sau nu. Mă, Alexandre, iar încep cu astea, că n-a făcut cu nimic. Cu ce să încep, mă? Cu ce să încep? Păi ce vrei? Adică o să te-am întrebat ceva, ți-am adresat o întrebare foarte simplă. Știi ceva ce eu nu știu? Și atunci ce, și atunci ce înseamnă aia, o să vedem. Bine, eu ți-am spus că o să vedem. Nimic. Ai vorbit chiar ceva, că dacă nu vorbeai, nu ne pune aici. Cum vă acoperiți unii pe alții? Mă, Alexandra, dar am și o întrebare. N-ai zis că nu vrei să mai bagi nimeni în cuplul tău? În loc să îți rezolvi problemele tu, dacă ai vreo problemă. Dar te-am întrebat, l-am întrebat doar atât, că ne-a pus pe ecran. Dar tu îl cauți pe George. Nu, eu nu l-am căutat pe George, ne-a pus pe ecran și pur și simplu i-am adresat o întrebare. Păi și continuare, auzi? Păi și continuarea o să vedem ce o să fie și va acoperi unul pe celălalt. Și asta cu va acoperiți unul pe celălalt cinci. O să vedem ce o să fie. A, păi înseamnă că tu știi deja și... Vrei să deschidă George. Vrei să deschid eu un subiect pe care eu nu-l știu. Bine. Alexandra zice că aduce ceva și ceilalți la acoperă. Acum nu știu despre ce e vorba, că sincer nu prea am petrecut timp cu băieți. Că erau supărați. Nu, sunt bucuroși că am rămas și eu în competiție și de-aia nu mi-au acordat atenție în zilele libere. Dar având în vedere că tu nu ți-ai făcut prieteni aici în casă, este ceva trebuie să ne deranjeze și pe noi ca oameni. Ceva trebuie să ne deranjeze și pe noi ca oameni. Nu putem să stăm așa, știi, cu ochii în soare. Păi odată ce tu nu ți-ai făcut prieteni aici în casă, este normal să fii propus preeliminare. Acum sunt bucuros, dragă Alexandra, nu mai ești supărat. Bucuros, mă bucur să vă țină relația. Da, ce trebuie să vă țină relația. Poftim? Să vă țină relația. Să mă țină relația cu cine? Am vorbit înainte și eu luai, nu i-am răspuns. Nu știu, să zică Codruț. Ce să zic? Am impresia că știe el ceva ce nu știu eu. Ce să știu? Păi nu știu, o să vrei tu să discuți atunci o să... Cu tine? Ce păi... Nu știți voi, da, spuneți dacă ți-a ieri rău. Mai devreme am auzit că ai un cuplu, mai devreme, acum, aici, în casă, nu mi-a spus nimeni nimic. Ceva de spus. Nu mă refer de ce glumiți a făcut Maria. Tu te referi că i-am zis eu ceva lui Alexandra, că ai tu... Ce? Te referi că i-am zis eu ceva lui Alexandra. Nici n-am vorbit cu Codruț despre tine acasă. Păi și atunci... Aveam ceva de vorbit, noi doi vrei să vorbești ceva cu mine? N-am vorbit absolut nimic despre tine acasă, Nicos. Dacă ai tu ceva de discutat acum. Ce să am eu de discutat acum? Nu vezi că nu știu nimic ce vrei. Dacă ai de discutat, discut. Nu vorbești, Alexandra, cum? Vezi că eu nu știu nimic de ceea ce ai primit tu, Alexandra, așa că nu mai veni cu aici chiar cu jumătăți de măsură. Spune foarte clar că ai primit un mesaj la cineva. Ți-am adresat o întrebare, dacă ai avut bunul simț, mine, iar mă bași pe Alexandra, nu știu. Ascultă-mă, ți-am adresat o întrebare, dacă ai avut bunul simț să-mi răspunzi. Mi-ai răspuns, dacă nu, nu, înțelegi? Am închis subiectul și o să vedem dacă știi sau nu. Nu, băi, dacă nu știi despre ce-i vorba, eu mai primit. Ai primit, dacă tu primești mesaje de la anumite... L-a băgat pe conexiune și l-am întrebat. Ce? Păi o să zic, ce vrei să mă zic, o să zic, eu nici nu știam de asta, nici nu știam ce vorbește acolo. Dar nu știam, dacă nu... George, îi se rup teneș. Habar n-aveam. Asta e. E, n-ai de unde să știi. Eu nu cred că îi se rup teneș de mine. Bine. I s-a mai rupt de alții, n-ai fi. Tu poți să nu mă interesează ce a făcut el cu alții, pe mine mă interesează cum ne înțelegem noi. Ce a făcut el cu alții este problema lui. Bine. Nu mă înțeleg. Nu-ți doresc să fie eliminat, cum îmi dorești tu mie spre de altfel, dar mi-aș dori să mergi acasă 2 săptămâni, 3. Și nu acum cât e caldă. Așa, peste 2-3 luni, așa. Nu, asta e, dacă ajung acasă, ajung acasă până la urmă. N-ai înțeles de ce ți-am spus chestia asta. Ba, am înțeles foarte greu. Bă, Nicos, că pleci acum acasă sau peste 6 luni, dar... care e diferența? Poftim? Că pleci acum sau peste 6 luni tot acasă. Păi acum e iarnă, peste 6 luni e toamnă. Dacă e să ajung acasă, ajung acasă. Ce, nu mă duc la pușcărie. Păi nu, asta e diferența. Păi du-te, mă, stau în pat. Iarna, în America. Băi, du-te, ia-ți box aia cu microfon, că nu te aud. Fă-o te sun eu, te sun. Sau tu la ce te referi? Că dacă eu ajung acasă, George, ce? Nu mai vorbește cu mine sau mă dă pe topogan sau... La asta mă gândesc că te referi. Bă, nu trebuie să, tu personal ca om, tu nu trebuie să mergi acasă să te dea pe topogan. Te dă deja. Te-a dat de 5 ori până. Nu, păi tu ai zis dacă mergi acasă 2 săptămâni. Ce se întâmplă dacă mă duc acasă 2 săptămâni? Mă învățați codul prieteniei pe mine aici și te vomită ăștia în fiecare episod. Lasă-mă. Nu, păi eu te întreb altceva. Ce se întâmplă dacă mă duc acasă 2 săptămâni? Ce se întâmplă dacă ajungi acasă? Da. Te mai îngrași un pic. Atât. Că aici ai slăbit. Atât. De la prietenii. Te-au slăbit prietenii. Nicos, tu ai slăbit din lipsa prieteniilor. Eu am slăbit din lipsa prieteniilor? Bă, de când te-ai operat de coșul ăla, ai mai mult tupeu. Ai mai multă încredere în mine. Self-confidence. Self-confidence.
Asta e la locul tău acolo, viața. Te pup. L-am luat de la tine, că aici dormeai tu înainte. Cum? L-am luat de la tine, că aici dormeai tu înainte. Băi, ce vrem, mă, viața? Eu acum dorm la baie. Am dus războaie eu la începutul sezonului. Da, războaie. Ceri Sparta. Păi, da. Du-le și tu. Ceri Sparta, direct. Știi la cine mă refer? Am dormit Troia. Am dormit pe spate. El a fost cu ideea de intrare cu calul troian. Mă adorm pe tine. Cu Ceri Sparta. Codruț. De ce l-ai întrebat pe Nicos de 2 săptămâni? Că nu am înțeles. Ce de 2? Nu a zis că dacă să ajung acasă să stau 2 săptămâni să observ nu știu ce, sau nu știu la ce s-a referit. Cine a zis? Eu l-am întrebat că ce să observ. Cine să meargă acasă? Tu sau Nicos? Eu. Păi eu mi-am dat seama deja, am stat 2 luni. De ce ți-ai dat tu seama, Nicos? De foarte multe lucruri. Cum ar fi? Și eu dacă mare de foame. Cum ar fi? De ce ți-ai dat seama? Eu dacă ajung acasă în 2 săptămâni, ce se întâmplă? Te-am spus, te îngrași un pic. Da, și păi dacă mă e la mișto, atunci vorbește singur. Nu te la mișto, dar din cauza nervilor pe care îi cumulezi aici, eu te simt, frate, că tu ții mult în tine. Tu, ca om, ții foarte mult în tine. Tu ții prea mult cont de prietenie. Eu te văd și te simt și de miros și te scanez. M-am uitat și la primul episod în care ai venit aici. Erai dulap, erai. Acum zici că ești pe cale de dispariție. Păi, de ce vorbești așa? N-are nicio treabă așa. N-am nicio treabă cu cine m-am pretenit eu, cu cine sunt relația, n-am nicio treabă. Am avut o discuție cu mine când am fost atunci. O singură dată am fost afară, mi-am stat o oră și am avut niște discuții. Fii cum trebuie să fii. Păi așa e. Dai sfaturi la alții. Dar ce? Nu dai sfaturi la alții? Ia mă și pune steaua. Eu stau zic. Nicos, dar tu acum îl înveți pe Codruș ce are de făcut, dar tu ai făcut aceleași lucruri? Nu, eu vorbesc de... Nu mă învață, nu-mi face mie nimeni temele, mi le fac eu singur. Da, se vede în emisiune, se vede. Ce se vede? Nu, eu sunt... Se vede. Nicos, da, când ați vorbit... Da, nu știu ce vrea Nicos să facă sau ce încearcă el să scoate în despre Alexandra sau despre voi doi? Nu. Nu, despre George au vorbit. Cred că dacă am discutat despre Alexandra decât în competiție în afară 30 de secunde legate, e bine. A, despre prietenia cu George. Nu, despre George, subiectul principal e George, nu Alexandra. La început când m-am... Ce ți-a spus, Codruț? La început când m-am întors... Să deschid ochii, să mă trezesc, să nu știu ce de-astea. Eu nu o înțeleg pe Maria, mă jur. De fiecare dată ea trebuie să se implice în subiectele altor persoane. Măi, las-o să lămurească ea cu el. Pentru că... Cine e tace din cură, parcă ea știe mai bine. Nu mă interesează persoana ei. Nu mă interesează persoana ei. Asta, da. Facem. După ce s-a întâmplat în gală, o evit total. Ce? Că ce a făcut? Da, dar legătură cu ce? Cu bătaia? Da. Cine sunt eu și amenințări din astea mie nu-mi plac și vreau să o evit. La persoană îi vreau să evit. Da. Ție? Nu mie. După se supără pe cineva, vine și amenință. Că vai că știi cine sunt eu și multe altele. Da, mă doare fix în... Și eu nu am venit aici să nu pun capul seara să dorm, că vezi, Doamne, că cineva mă amenință și când o să ies de aici nu știu ce o să mi se întâmple. Sau să nu am dreptul să-i dau o replică, vai că mi-e frică că mă amenință după aia sau alte... Da, da, cum să, dar eu să ce vreau eu. Putem toți, avem toți drepturi egale și nu ești tu mai comod să vei să ameniți în dreapta și în stânga. Eu îi spun ce vreau eu. Nu mă interesează. Pe mine mă cheamă aia. Îmi pare rău. Eu dacă i-am sugerat ceva lui Codruț, nu i-am sugerat în relația lui cu Alexandra. I-am sugerat lui ca și personalitate să rămână să fie independent. Atâta tot. Pentru că Nicos, dar cu ce te ajută pe tine? Că cu nimic. Asta e chestia. Asta e chestia. Păi vezi de treaba ta. Păi nu trebuie să-ți dai. La fel cum ai zis tu, la fel cum zici eu, nu ar te înțeleg. Dacă mie intră în America, pe aici, ce se face? Dar are nicio treabă. Și fata Nicos, el poate să aleagă singur ce are de făcut. Dar are nicio treabă, Nicos, Alexandru. Este mare, este vaccinat, are 21 de ani. Maria, poate să-mi zică cine vrea ce... Maria, lasă-mă un pic. Poate să-mi spună cine vrea ce vrea. La mine intră pe aici și iese pe aici. Dar nu trebuie să fie așa. Codruț, ascultă ce-ți spune lumea, dar fă cum crezi tu. Păi exact asta fac, se pare că nu asta am făcut. Pune cap la cap toată informația pe care o culegi de la toată lumea care vorbește cu tine și fă ce fix vezi dacă ar fi să stau să ascult după toată lumea. În așa mod ca ție să-ți fie bine la final, nu altuia. Îmi dai voie să merg în camera roșie? Camera... De multe ori a spus chiar și în gală de câteva ori. Dacă George spune mai nou la 4 luni. Acum câteva zile a spus că a venit și s-au luat de el tot. Maria. Inclusiv Alexandru, inclusiv George. Da. Dacă Codruț înjură și eu îi spun să tacă să nu mai înjure, asta ce înseamnă? Dar nu e vorba de asta. Nu, îi vreau binele. Nu, 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 nu are nicio treabă. Maria. Da.
George nu mi-a dat niciun sfat în legătură cu Alexandra. Dar ți l-a dat și în emisiune. De când am intrat, bun, el a putut să zică ce-a vrut el, eu am, dacă am vrut, am ascultat, dacă nu, nu. În ziua în care am intrat în casă, băi, am zis că îmi place Alexandra și am stat cu el în cameră, el mi-a zis în felul următor. Nu mă bag, nu spun ce să faci, dar să știi că eu cer cu Alexandra, sunt de la început și nu o să o menajez când o fi ceva, înțelegi? Nu mi-a zis nu te apropia de Alexandra, dar nu te apropii cu Alexandra. Dar eu te cred că îți place de Alexandra, am înțeles, dar el oricum, să el nu a... Codruț, să nu mă apropii. Codruț. Cum la hotel? Codruț, el știe foarte... Nicos, lasă-mă un pic. Codruț, el știe foarte bine că tot ce vorbește cu tine sau ce vorbesc băieții ajunge la Alexandra și crede-mă, lui asta nu-i convine. Ce ai zis? Ceea adică ce vorbesc adică tu mă faci pe mine sifonul lui Alexandra. Da. Nu, man! Indirect, da. Nu am zis asta. Nu neapărat. Dar de ce vorbiți aiurea? Poate o faci din dragul. Dar de ce vorbiți aiurea? Adică nu, ce vorbesc eu cu băieții, Mariana, eu îi spun lui Alexandra, nu? Mariana, că tu ești sifonara lui Cristian. Eu? Da. Și sunt lucruri care adică. Păi stai puțin, mă, dacă ai o relație în casă. Dar ce, eu am o relație cu Cristian, de spui tu că eu sunt... Păi da, stai puțin, dacă am o relație cu o femeie din emisiune și îi spun... Asta e gafat-o urât. Ia stai puțin, dacă eu am o relație în emisiune și spun femeie cu care sunt în relații ce fac sau ce se mai întâmplă, înseamnă că sunt sifonar? Oricum. Nu poți să spui așa ceva. Dacă ai venit să pui lucrurile astea... Maria, la fel și cu Mariana vorbește cu Cristian și vorbesc mai mult, e normal să fii mai apropiat și să ai mai multe subiecte cu persoana. La cât amenință Cristian prin emisiune că ai vorbit prin mesaje, da. Mariana, oho. Așa și... Crezi că mi-e frică de cineva care mă amenință? N-a zis nimeni că ți-e frică de nimeni, dragă, stai liniștită. Dar poate el nu mă amenință, poate spune așa. Da, dar nu mai spune că e sifonar, nu e vina noastră că n-ai tu relație și n-ai cu ce vorbești. Nu am spus eu, tu n-auzi? Sau cine a spus? Am zis indirect l-a făcut, nu am spus eu că este. Punct. De parcă n-ai fi de acord. Prima dată când Maria nu mai poate. Adică dacă n-aș fi de acord. Măi, e dreptul lui, e alegerea lui, dacă în momentul în care are o relație cu cineva și consideră că a auzit anumite lucruri urâte despre persoana iubită de la băieți, e dreptul lui să meargă să-i spună acele lucruri, ca să intre în grație acele persoane. Mi se pare normal. Păi și eu am văzut că tu ai spus Mariana, n-am știut. Deci mie mi se pare Maria, nu Mariana, dar tu... Maria, ce, îți place azi de mine că m-am îmbrăcat în roz, de-aia te legi de mine? Da. Curios. Ești curios? Da. Vreau să spun sincer, eu m-am săturat să primesc mesaje de la fel și fel de femei să mă trag pe mine la răspundere, că ce treabă am eu cu tine. Păi, dar nu ți-am spus de femeia respectivă? Vorbit... Nu, tu nu mi-ai spus de femeia respectivă, nu mi-ai spus că ai vorbit cu ea, mi-ai spus doar de una din Austria și cam atât. Nu o fostă... Nu și de asta. Mă las să vorbesc să-ți explic? Te rog. Am vorbit cu femeia înainte ca să fiu cu tine. Înțelegi? Mi-au scris, nu i-am mai răspuns și am iau ce-au scris. De ce stai tu și bagi în seamă tot? De ce stau eu să... Nu știu, probabil că mă simt luată la mișto și în bătaie de joc. Iar? Din nou. Tu când ai vorbit cu mine, nu mi-ai spus de Diana. Tu când ai fost împreună cu mine, nu mi-ai spus de Diana. Nu mi-ai spus de nimeni, de absolut nimeni. M-ai luat la mișto, ți-ai bătut joc de mine. Ai făcut o relație aici, ai venit în emisiune și ai strigat în gura mare că ești îndrăgostit de mine și tu vorbeai cu altele acasă, nu? A fost în timpul în care noi doi eram despărțiți. N-a fost tu... în timpul în care noi doi, că cu Diana n-a fost în timpul în care noi doi eram despărțiți. Dar mă las să vorbesc și eu. Vorbim de fata aia care ți-a dat mesaj, nu? Vorbim la general, nu numai de aia. De toate de care am aflat. Că nu este una, două. Dar câte? 10? 100? Ce-am spus cu fata aia? Am vorbit când nu eram cu tine. Tu urlai în gura mare că nu mă vrei, nu mă vrei, nu mă vrei. Și ce era să fac? Să și nu tu răspund? Veneai în emisiune, înțelegi? Și spuneai că ești îndrăgostit de mine și tu vorbeai cu altele. Despre ce vorbim? Păi și tu, dacă îți spune că nu mă vrei, nu mă vrei? Dar contează ce ziceam, tu ai zis că ești îndrăgostit, moment, asta dă dreptul să vorbești cu altele dacă moment, ești îndrăgostit de mine. În moment ce m-am împăcat cu tine, nu am mai vorbit cu nicio fată. N-ai mai vorbit, să știi, nu, că eu m-am săturat să tot aud în fiecare zi, în fiecare zi, că tu vorbești cu tine. Când o să vezi un mesaj sau o să scrie una... Am văzut, una, nu înțelegi că am sau văzut... Sau o să-ți scrie una. În timp ce vorbeai cu mine, în timp ce tu voiai să fii îndrăgostit, tu mă bârfeai de rău pe la altele afară. La care te-am bârfit? La alea care mi-ai bârfit tu. Să știi că nu-i frumos. Să spun că nu, nu este frumos și a fost foarte urât din partea ta. Ți-ai bătut joc. Păi, dar ce are asta, frate? I-a pus pe storia seară și pe Comăni și pe Rari și ești nebun. Dar m-a pus și pe mine. Vezi, Marinescu, că te pui și pe mine, că aveam o întrebare referitoare și la tine. Hai, bă, lăsați-mă, băi, cu vrăjirile voastre. M-am plăsit de voi toți. Du-te acasă. În papucii, în afară de 2-3 de aici, toți sunteți lemtănase.
Da. Despre ce? Stezi lemn pe la și toți în afară de viața. Maria Andrada, acolo și aici încă o persoană, două. Rareș, mi-a plăcut ce ai spus. Lemtănați. Mi-a plăcut adevărat. Deci fix asta sunteți. Tu te incluzi în persoanele alea? Eu? Da. Te-am inclus pe tine deja. Te-ai inclus în persoanele alea, una, două, care sunt... Maria și de acolo, lemtănați. Tu te-ai auto-inclus așa în persoanele alea faine de aici? Nu, în afară, uite acolo, în afară, de la fete de acolo, singure persoane care pentru mine... Da, Andrada și Maria și din coace Nicos. Andrada și cu Maria. Ok, toată Marina era foarte îndrept și noi la rândul nostru, Marinescu. Nu ne interesează părerea ta. Next. Adevărat, Marinescu, cum ți-ai schimbat părerea despre... Te rugăm. Cum ți-ai schimbat părerea despre Andrada? Că n-ai avut părere. Corect, și despre Maria la fel și-ai schimbat părerea. Poți să schimbi și despre Maria înapoi. Ne aducem foarte bine aminte azi. Despre Alexandra. Vorbiți pe rând, că așa înțelege nimic. Te-a făcut albă, te-a făcut că vii și tu tot de la Moldova, de la Bulușpa. Da, într-adevăr, poți să-ți schimbi părerea în momentul în care ai anumite așteptări de la acea persoană și vrei anumite beneficii de la acea persoană. Mariano, hai să nu uităm și pe tine, te-a zis. Nici a doua zi stăteai. Da, asta am zis, în momentul în care ai judecat pe mine. Dar nu te-am judecat, eu vorbesc strict de persoana lui, nu vorbesc de tine. Băi, eu v-am zis toți niște acum, vă activați între voi acolo, fără niciun rost. Și la adresa ta. Ce mă, despre ce vorbiți de ziua aici? Marinescu, e ciudă că nu mai bagă pe Codruz, nu știu. În momentul, asta zic, în momentul în care are nevoie de ceva de la cineva, se apropie de acea persoană și spune cele mai frumoase cuvinte. Ce ai cu Codruz? Dar în momentul în care nu are nevoie păi despre ce vorbești? Să-l vezi cu Codruz ce? E frumos? Doar lucruri urâte. E ceva firesc. Păi zic, ce? Îl văd pe Codruz, ce ai cu Codruz? Cam cu Codruz. Ce vrei? Eu n-am nimic cu Codruz. Păi și atunci, încă o dată când vorbești la telefon, și te uiți la noi și zici, sunt fraieri ăștia în fața noastră. Codruț, da. Ce-ați vorbit în camera roșie? Mă? Ai ieșit nevoasă pe ușă? Încă o dată când vorbești la telefon, adică am vorbit cu fraierii, stai că sunt fraieri ăștia în fața mea. Eram... Iese urât. Mai zi o dată, ce? Știi tu foarte bine ce ai vorbit. Încă o dată când ce? Știi tu foarte bine ce ai vorbit. Încă o dată, mai zi o dată. Nu, te-am mai zi o dată, mai zi o dată. Mai zi mă o dată. Îți spun frumos, încă o dată când vorbești la telefon cu cineva și zici, stai puțin că sunt fraieri ăștia în fața mea. Așa? O să se întâmple, o să vedem ce se întâmplă. Ce o să venim și o să ce o să vin și o să strâng mâna. Ce s-a întâmplat? Nimic. Cum? Am ajuns să fiu trasă la răspundere că ce treaba am eu cu Codruț. Cum adică de cine? De lumea, de femeile cu care el a vorbit. Și cu ce femeie a vorbit? Cu ce femeie a vorbit? Cu câte a vorbit el? Și ce a vorbit? În emisiune venea și țipa în gura mare că este îndrăgostit de mine și că el vrea să fie cu mine și afară vorbea și mă bârfea de rău la alălalt. Că el nu vrea să aibă nimic cu mine. Și când ai aflat chestia asta? Azi dimineață. Când? De ce eram nervoasă azi dimineață? Și el ce ți-a zis acum? Că a fost înainte să ne împăcăm noi. Dar contează când a fost, ai vorbit cu ele, acum alea mă înscriu mie și mă trag pe mine la răspundere că ce treabă am eu cu tine. Contează când ți-am spus eu ție, când ai vorbit tu cu ele, veneai în emisiune și spuneai că ești îndrăgostit până peste cap de mine. Și te ceai acasă și vorbeai cu altele și mă bârfeai la altele de rău și îmi spuneai că nu ai nicio treabă cu mine și că stai cu mine de competiție. Pe bune, despre ce vorbim? Păi și ele ți-a trimis conversații cu el? Sau de ce? Da, Adriana, da. Ăștia vin și se acoperă unii pe alții. De fiecare dată când intră George sau când intră Rareș în cameră, cu cine vorbești? Cu cine vorbești? Când vorbesc eu cu Codruț la telefon, cu cine vorbești? Asta înseamnă că vorbești cu mai multe. Și întreabă ca să știe cum să vorbească și ei. Se acoperă unii pe alții. Dar de ce n-ai primit mesajele astea înainte să... Pentru că el nu le mai răspunde. El nu le mai răspunde și femeile acum vor să se răzbune pe el, înțelegi? Păi da, dar știi că el este aici așa și vede la televizor ce da, se întâmplă. Da, și el nu le mai răspunde acum și ele vor să-mi trimită mie să văd eu ce au vorbit el despre mine când el venea și țipa în gura mare că este îndrăgostit de mine în emisiune. Dar de când și până când le faci tu pe noi? Pe mine, ce? Tu ia-mă mâna. Pe mine mă interesează. Băi, comandici. Stai calm, stai calm, păpușel. Stai calm, că te ridic pe crică acum. Stai calm. Băi, vorbesc cu el. Nu că stai puțin. Lasă-mă să vorbesc cu el, comandici. Stai calm. În gală te plângi că să nu mai vorbim cu el, să nu-i mai dăm curs. Tu mergi și dai curs acum. Lasă-mă să vorbesc cu omul, să închei, să punem frumos. Arată-ți caracterul frumos. Ce faci? Gata? Nu mai reziști? Ce-ai făcut? Nu scriu, eu n-am auzit când ai. Auzi? Du-te, bă, de aici. Bagaja sub masă. De ce, băi? Ușor așa. Pun la somnacul, îți faci plăte. Auzi. Stai cu mine. Să-i mai pun mâna lui șeful tău după asta.
Stai cu minte, că frumoasă aia să faci flotări acolo. Stai aici, că-s camerele astea. Stai cu minte acolo, păpușel. Marnescule, eu n-am auzit când ai spus că sunt fraiele ăștia la masă. Și dacă am spus că sunt fraiele la masă, care e problema? Vrei să începem să ne jignim din nou? Dacă vrei, începem. Eu cu tine, da. Da, începem noi doi. Vrei? Începem. Nu s-a închef. De când vrei tu, începem cu tine. Eu ți-am spus, eu nu te-am mai jignit pe tine. Eu nu te-am mai jignit pe tine și nici măcar... Nu, am vorbit urât cu tine de foarte mult timp. Ce fac? Nu te mai da view-ul, tu începi. Mănâncă Marnescule. Bă, dar înainte ai zis că ăștia doi acum toți Rareș. Eu n-am auzit, nu pot să zic. N-am auzit. Eu vreo 10 ani. Ai scos prima dată, o scos de tine doar. Stai cu minte. Nu? Ce? Stai cu minte. Tu ai scos de tine. Toți care erau la masă, stai cu. Nu, mă, eram noi la masă în față și a venit ăsta să pună în spate, vorbea la telefon. Și zice frățiere ăștia în fața mea. O să-ți iau mău. Și îți spun încă o dată că eu unul să mă țin de promisiunea. Care? Dar atâta timp cât eu nu te jignesc, eu nu este vorbesc urât cu tine, mă, este disperat. Eu nu te jignesc, eu nu vorbesc urât cu tine, am pretenția, hai să nu ajungem chiar să-i spunem respect. Da. Tu să nu mai auzi, măcar, Rareș, da. Tu ai trebuit să fii conștient că n-ar mai trebui să ai nicio așteptare din partea mea, din moment ce... Ce mai înregistrat. Mai înregistrat, da, bravo, da. Și mi-ai spus anumite lucruri. Și te-a pus Mariana să mă registreze, am înțeles, o lăsăm așa cum a tu picat. Tu să nu mai am nici așteptare de la tine. Voi mă trageți până la răspundere de ceea ce... Dar tu eu, să nu mai ai o așteptare de la tine. Dar voi nu vă uitați la voi câte ați făcut pe aici, nici nu mă interesează. Dacă asta consider, dacă am considerat că m-am făcut fraier foarte bine, nu, asta simt că are probleme. Nu mă interesează. Dar ți-am spus, atâta timp cât eu nu te-am jignit, nu ți-am vorbit urât, am pretenția și de la tine să nu mai... Să nu mai ai nicio pretenție. Da, alea au fost înainte. Dar nu mă interesează, Adriana. Tu n-ai cum să vorbești cu alea și să-mi spui de mine că te duci și țip în gura mare că ești îndrăgostit de în misiune de mine. Da, dar știi că foarte bine că așa am făcut și cu Diana. Dar nu mă interesează pe mine, fratele meu. Da, ok, am înțeles cu Diana, dar nu vin mie... A, erai conștientă că el nu vorbește doar cu una. Nu, eu trebuia să... Eu acum trebuie să stau să... Îmi trimite una mesaj, ce treabă ai tu cu Codruț? Ce treabă ai tu cu Codruț? Ce treabă să am? Stau și eu cu el, că n-am ce face altceva, nu? De ce? Poate că aia vrea să facă ție rău să nu mai fie cu el. Nu te-ai gândit și la asta? Dacă el nu vorbea, aia nu vorbea. Simplu. Și eu nu sunt de acord că eu să stau aici, bă, stai că ai vorbit și cu asta, ai vorbit și cu asta, în timp ce erai într-o relație, te pupai cu asta și dormeai cu asta la alt în pat și tot așa. Și eu trebuie să tac să înghid, nu? Că eu sunt bătaie de joc a cui? Păi da, tu gândești că nu a făcut chestiile astea în timp ce era într-o relație. Adriana, era într-o relație cu mine și s-a făcut cu Diana acasă. Adică atunci credea că nu e ceva serios. Tu te pui într-o relație cu cineva și crezi că nu e ceva serios? Păi a zis și el că la început a făcut-o la mișto. A zis și el că a venit în emisiunea asta și că... Nu? Păi și de unde știu că acum nu e la mișto? Dacă atunci era la mișto, acum de ce nu mai, n-ar mai fi la mișto? Te întreb. Pentru că între timp s-a schimbat. Ce s-a schimbat, Adriana? Ce s-a schimbat? Tot aceleași persoane suntem. Sunteți aceleași persoane, dar poate că s-a schimbat gândirea. Și vrei, nu chiar vrea într-adevăr să fie cu tine. Ce mai deștept, Marinescu, Andrada și Maria, nu? A zis? Ai, dar pe Romeo l-a uitat. La prietenul lui l-a uitat. A zis că doi, trei prieteni și în partea cealaltă. Prieteni, două, trei persoane. Nicos, da, Romeo? Ce-a zis că suntem? Lemne tănase? Marian, ce-a zis că suntem? A? Cum a spus că suntem? Lemn tănase. Ce e aia? Lemn tănase. Lemn tănase. Adică, dă, stai, bătuți la cap. Și pe ce vorbea asta pe român? Pe românești. Lemn tănase. N-am mai avut niciodată. Suntem bătuți la cap. Noi? Da. Bine, că pe mine nu mă afectează. Bat în fiecare seară la cap. Nu mă afectează. Săptămâna trecută ne-a făcut într-un fel anume. Săptămâna asta altă jignire, nu e problemă. Te-a că le-a făcut pe toate. Stai că într-o săptămână s-au făcut mai deștepte Andrada și Maria. Mm? Într-o săptămână s-au făcut mai deștepte Andrada și Maria. De asta le-a scos pe în ecuație. Nu știu ce să zic. Săptămâna trecută le-a făcut și nu numai pe noi, toate. Hai să plecăm acasă. Hai. Ce face el? El se bucură. Dacă noi doi ne batem acum, că plecăm amândoi acasă. Tu ți-ai căutat-o. Ca să zic.
să mă joc cu focul. Maxim, dar și vezi... mă bucur atât de mult că eu nu mă arc. O, vezi că s-ar putea să te arzi grav. O, vezi că nu mă arc. Hai că dacă mai vine trei, îți mai place de toți trei. O să-mi placă, de toți care intră de acum încolo, o să-mi placă. Să nu mai vii în pauză la mine și să zici că toți vreți să mă bateți, că ați dat cum ați putea. Băi, dar până niciun, un altă m-am plisit de zmardoala voastră. Singura până un altă ne-am plisit noi de tine. Auzi, crede-mă că am ajuns la stadiu în care efectiv o dau cu mătura, o pun în foraj și o arunc la gunoi. Mănânci. Sunt plictisit. Crede-mă. Nu mă mai, nu mă mai afectează cu nimic. Eu nu fac chestia asta de două luni. Terminat, asta e singura mea așteptare la tine. Faci de două luni? Chestia asta ce faci tu acum cu fărașul și cu mătura. Înțelegi? Ca să știi. Terminat? Ce faci? Asta e singura mea așteptare de la tine. Ăsta mă instigă, uite cum faci. Da, de ce nu zici asta, bă, că mă instigă? Păi mă interesează că te instigă ăsta, băi. Ia zi, da. De ce nu zici asta, că mă instigă? Dacă tu îi faci fraier pe noi. Nu, de ce nu zici? De ce nu ești real, George? Persoana lui? George? Real? Da. Ce-i persoana lui? De ce nu-i spuneți ăsta că mă instigă? Sunt și eu curios. Păi, da, mi-a spus mie de 7-8. Ce zi, stăpânul lui? La vechile tale obiceiuri, când o să înjuri pe toți și o să faci ce vrei tu, n-am de ce să mă bag. Eu am zis asta. Păi stai așa, că asta face de o săptămână treaba asta. Eu te jignesc pe tine. Suport-o. Dacă asta vrei, cu ce l-am jignit? Show-ul ăsta îl vrei, asta trebuie ce să facem. N-am fost atent, eram în alt film. Vezi? Băi, nu sunteți corect. Dacă el ne-a făcut fraier pe toți. Nu sunteți corecți. Da, mă, v-am făcut fraier, care e problema? Așa, care e problema? Asumă-ți, dacă are problema. Asumă-ți că e 10 înapoi. Care e problema? Asumă-ți. Îmi iau 10, mă. Dau și eu 20 înapoi, care e problema? Ți-ai 100 înapoi. Bă, nu-i problemă. Dacă poți să-l iei. Deja m-am plictisit de voi. Dacă ți-ai target pe un băiat din casa asta, te ajută cu ceva? Nu zic neapărat de el. Dar nu, băi, trebuie să înțelegi un lucru. Nu te mai gândi că eu fac strategii din orice. Nu mă interesează. A venit ăsta la masă, nu l-a bagat nimeni în seamă, s-a pus în gând. Stai mai așa un pic, că-s fraiere ăștia la masă. Lasă-mă că de câte ori... Lasă, bă, lasă! Așa făceai tu când spuneam eu, lasă. Păi, dar nu mă, nu. Dar stai mai așa. Bă, dar stai, eu mi-amintesc. Până la urmă, eu mi-amintesc, Codruț o zic că de el a făcut. Bă, stai puțin. Nu mai știi, că nu mi-amintesc ce o zic Codruț, n-am auzit ce o zic el. Romeo, Codruț o zic că dacă mă făcea pe mine singur fraier, nu lăsa mă face. Bă, tu așa ai zis. Eram toți la masă. Vezi, a doua oară când... Bă, eram toți la masă, o trebuie... Bă, dar ăsta, Romeo, spun ce, mă, nu l-am auzit pe ele. Eu l-am auzit pe el când a zis, zic, ce ai, mă, că era, s-a enervat puțin. M-a făcut ăsta, fraier, pe a, nu. S-a zis, da. Mi-a făcut ăsta. Nu, e adevărat. El, când s-a enervat de el? Stai, s-a enervat, era că o zic, nu, era dimineața la mea sau seara? Nu, mă, când s-a dus la masă, la prânz, o trecut pe lângă mine și l-am auzit. 3 jumate. La prânz, zis, da. Pentru ce zici și mie, motiv pentru care eu stau să înghit toate lucrurile astea, să știu. Dar poate că acum nu mai faci, asta e ideea. Da, și Adriana, lupul schimbă brana, dar n-a dat boba. Tu ai impresia că dacă a făcut odată asta nu o să mai facă de mai multe ori sau ce? Că n-am înțeles. Dar poate că acum chiar s-a îndrăgostit de tine și nu mai... Bun, s-a îndrăgostit și peste, nu știu, o lună, două, îi trece îndrăgostea la asta și începe iar să vorbească. Nu știu, Alexandra, faci cum crezi tu? Am trecut prin asta, Adriana, numai odată. Și tu știi destul de bine. Fă ce simți tu, Alexandra. Nu vreau să mai repet aceeași chestie. Eram într-o stare, nu am mai ținut cont de nimic. Și eram în stare să mă iau cu voi toți 4-5 la roc, indiferent dacă mi-o luam sau nu. Indiferent. Veni și mă întreba după mine acum. Nu mă lua după mine la roc cu ce am zis eu că o să fie și nu știu cum. Da. Cuvintele nu tale. Nu mai țineam cont de nimic. Te-am atacat cu aceleași cuvinte. Da, nu mai țineam cont de nimic în secunda aia. De ce? Înțelegi? Și inclusiv următoarea dată, când se mai întâmplă ceva aici în casă, nu mai țin cont de nimic. Înțelegi? Ce fac? Păi sunteți 4-5. Ai. Am...
Să nu se întâmple invers, Codruț. Stai liniștit. Înțelegi? Să nu se întâmple invers. Stai liniștit. De tot, de piele. Ca idee, așa. O, dar m-ați nebunit în smardoiel, că o iei, că o iau, că nu, ce smardoiel, dacă tu vii și lauzi că v-ați 4 inși, tu ce crezi că se întâmplă? Mă, frate, m-ați plictisit, dar săriți-mă odată la bătaie și gata, la cine vreți. A, păi ție-ți convine, 5 din lovitura acasă, marinezi cu băieții acasă și rămâne Nicos, favorit. Ăsta până acum a fost tot publicului pacifist. A, eu nu dau, eu nu stau, gata, ți s-a luat. E săturat? Mi s-a luat. Mi s-a luat de tine. Te-ai pus omul de on? Stai liniștit, mai trebuie să mă suport. Codruț, cum te suport și eu, te suport. Codruț, te-ai prins? Până dacă tot vă pare așa în cod... Vorbești tu, vorbești, auzi, gata, nu? Vorbești tu că dăm mi s-a luat, mă tragi prin a răspunde, dar văd că de 4 luni de zile ești copilul tuturor aici, toată lumea face ce vrea cu tine. Așa și? Și-mi zici tu mie, așa și? Răstești la mine. Te ciudă că nu faci tu? Că nu fac eu? Nu faci păi tu. Te las pe tine, ce? Păi eu nu mă las gălcat în picioare, mă. Păi tu ești de șansă, nu mă las. Marionetă, băi, pe mine nu mă ia lumea la mișto aici, mă, cum te ia pe tine, băi, Codruțe. Băi, săgeată, de șansă, nu mă ia lumea la mișto. De șansă luni ești marionetă într-una. Sunt marionetă? Ești marionetă. Dar pe el cu cine ia lumea? Înțelegi? Un Marinescu, se legăna. Și cine? Toată lumea, care se voi, tot. Da, dați cum vreți voi. El când aveți chef... niște, bă, el primește niște sfaturi și niște informații. Primește niște sfaturi la 17 oameni și el ia informația și sfatul pe care îl vrea el. Da, asta înseamnă că era la mișto. Cum l-ai băgat tu în ședință atunci când am fost la voi și în cameră? Încă o dată George are dreptate. Pe ce contează? Marinescu ascultă de public. Când a băgat pe cine a băgat? Codruț nu zicea nimic. Codruț nu zicea nimic. Marinescu ascultă de public. Ce ai Marinescu acum iară? Bă, dar ce ședință? L-a văzut nervos Alexandra, nu te-ai prins? Marinescu, ce ai? Ce am? Am iei vorbele? Ce ai? Drut, fii deștept! Eu sunt bani plictisat! Nevorbit, vede că nu-mi mai bagă nimeni în seamă? Ce ai, mă? Familia nu știu, de 2-3 zile să iau atât de asta mea, dar nu știu. Ce ai, te-am întrebat? Eu? Că tu, ce ai? Ce nu-ți convine? Nimic. Păi și atunci de ce te răpțoiești acolo? Că așa vreau eu. Că așa vrei tu? Ia vezi să nu mai faci asta. Ce, mă? Ia vezi să nu mai faci asta. O fac când vreau eu. O faci când vrei tu? Ești tare în gură? Ce? Vezi că s-ar putea să stai și ție, craca. Sunt tare în gură de acum cu toată lumea. Alex, de acum cu indiferent toată lumea, de ce, se mă, întâmplă, de ce? Indiferent de ceea ce se întâmplă, sunt tare în gură cu toată lumea, ca așa vreau. Așa vrei tu. Da, așa vreau eu. Bine, vezi să nu se întoarcă. Nu se întoarcă ce? De ce a zis Marinescu în gală? Ce ai zis, Cristian, că nu te-am înțeles. S-a sancționat în gală? Sau aia nu-i violență, era doar verificare de extensii. Tu ești hairstylist, mai nu-și vrei să vezi dacă și-a pus extensiile. Cristian, te rog să nu mi-aduci subiectul ăsta, că n-are rost să-l aduci. Am referire la momentul ăla. Este vorba despre altceva, momentul de față, iar tu, Marinescu, ar trebui să-ți vezi de treaba ta și dacă-l vezi cu ăsta nervos, să nu mai încerci să-l mai ațâți. De ce? Cu ce? Cu ce l-ai ațâțat tu? Păi ei mă ațâță, pe mine. Nu ai început, nu ai început. Îmi ziceți voi mie, de fiecare dată, că domne. Eu instig, eu fac, eu drec, dar ăștia 4-5 de 4 luni de zile nu vedeți treaba asta, nu? Bă, dar ce treabă ai tu? Bă, eu sunt unul, bă, ăștia sunt unul, bă, ăștia sunt unul, noi ce pasăm de la unul la altul. Sunteți tari în gură. Faci așa, ăla, azi ăla, ăla, ăla. Zi, de ce ai băgat? Eu am vrut să vorbesc cu tine. Vă trageți la răspundere, auzi? Dar nu mai mă luat după mine că cu ăștia 4 și că-i fac și că-i faci? Ascultă-mă un pic, ascultă-mă un pic. Vrei să vorbesc cu tine, vorbești cu mine, eu vorbești. Alexandra! Nu-i așa, Marinescu? Vă trageți... L-ai băgat pe Codruț că l-ai văzut că e nervos, nu? Da, normal, de-aia l-o băgat. Nu, cu Codruț, nu? De-aia l-o băgat. Că nu m-a băgat pe mine, că de ori e frică. De mine e frică, nu poate să se ia cu mine vreodată. N-are cum, că n-are tupe, uite la el. Îi vai de capul lui. Nu, adevărul că se ia cu mine. Îi vai de capul lui, ce poți să-i vai lui Marinescu? Și-o găsi cu cine să se ia. Dar cine ești tu, mă? Băi... Cine ești? Cine ești tu, ia zi. Stai liniște, băi. Stă bună dimineață, cum te-ai pus aici, mă analizai și te uitai la mine. Stai acolo, mă. Mă privești ca pe un bebelou sau ce vrei? Ce zici? Ți-am spus, mie îmi plac femeile, nu bărbații. Poftiți? În scurt timp s-ar putea să duci acasă. Aia e. Pe să nu pleci tu înaintea lui Marinescu. O lași pe Alexandra aici. Aia e. Încă vei pleca tu înaintea lui. S-ar putea. Asta e. Ai auzit, Marinescu? Mă duc cu tine. Mă duc și eu, fratele meu. Mă duc cu tine de mânuță acasă. Dacă mă duc, mă jur, dacă mă duc eu cu Codruț, vă mai au un pe încă trei cu mine. Pe care? Vă mai au pe încă trei cu mine. Ia zi, pe care, băi? Vă jur, vă mai au pe încă trei cu mine. Deci dacă eu plec acasă, vă mai au pe toți. Înțelegi? Ăsta, doi, de aici. Nici eu și cu ăsta și cu Romeo rămâneai. Dar dacă eu plec, vă mai las. Codruț! Stai cu minte! Hai să plecăm de acasă, hai. Unde ești acasă? Hai să plecăm acasă, hai. Hai să plecăm acasă. Marele șmecher! A, nu mai ai glas? Nu mai ai glas? Nu mai vorbești, hă? Oprește-te. Te-ai oprit? Oprește-te.
Nu mai mă duci acasă. Ascultă-mă. Nu mai vrei acasă. Ce marinez. Nu mai vrei acasă. Ascultă-mă, oprește-te. Nu mai duci acasă. Oprește-te, ieși afară. Marinescu. Nu mai duci acasă. Marinescu face. Mi-a zis, ce smart doi, mă, că s-a speriat că l-a văzut pe Codru, s-a speriat. Bă, ți-am spus că-l facem psihic. Lasă-l că-l facem psihic. Mă, iar fraierul ăla. De ce te-ai băgat? Că vorbeam eu cu el. Să mă lase în pace odată. Vorbeam eu cu el. Oprește-te. Mă duce la casă pe mine, mă scoate la casă. Rare, du-te pe tine. Oprește-te. Du-te tu un pic. Lasă-mă, mă. Du-te un pic de aici, te rog. Ești sănătos? Dar tu l-auzi? De ce faci lucrurile astea? Păi tu l-auzi? Contează ce spune el, evită. Păi mă duce la casă pe mine. Ce mă, te duc eu acasă pe tine păi să-l lași aici pe Alexandra. Păi el a văzut că ești nervos în dimineața asta și a venit să spună lucrurile astea. Nu mă atinge, te rog. A, e și tu. Păi... Ia, bă, hai, lăsați-mă tot să-mi pace. Nu, lasă-mă, te rog, să-mi pace. Mă, e la mișto? Eu te iau la mișto? Păi eu vin aici să nu te bați cu ăsta și tu faci lucrurile astea. Văd, de ce să nu te ating? Ce, am râie? Am de două zile? Ce am? Știi de ce? Să-l dă afară. Păi da, mă, asta da este afară. Nu fața lui Marinescu după ce s-a terminat gala, că a luat iar Alexandra Cecu. Trebuia să îi vezi fața. A și spus că dacă nu ia Cecu nici gala asta, o să vedeți voi ce vă arăt eu vouă. Da, și acum dimineața spus. Cine a împins? A? Codrus l-a apucat. Nu, cine a împins? Că am împins unul. Păi cine îl instigă? Unul a împins. Eu am văzut doar Codrus l-a împins. Codruț! I-a luat de aici. Mamă, ce bine, mamă. Da. Aici. Hai să vedem și noi, nu? Nu sunteți curioase? Mergem acolo. Știe. Da. Și a văzut că fiind bun și vorbind frumos și toate astea, n-ajunge nicăieri. Și acum ce spune? Hai să schimbăm, să-mi schimb rolul. Care eu sunt curioasă ce e în partea aia. N-a avut e, și el de ce să... Adevărul că e bună strategia asta să iei la bătaie pe toată lumea. E bună. Ce? Da, și zici că o să facă ce o să ajungeți locul întâi. Dar le instigă, Madalina. Păi asta zic. Când e nervos, nu ai. Nu știu că nu mai dă. Și ce, dacă tu ești deștept, poți să fii instigat de câte ori nu s-a luat, dar nu vrea acea persoană. Erau băieți. Dacă ori vorbeau la telefon, ori nu mai știu. El este într-o situație mai iau. Erau pe terasă. Foarte bine că așa persoana te instigă. Tu îi dai curs, înseamnă că nu mai ai cap. Păi da, poți face asta. De acolo a pornit treaba. Dar de acolo a pornit pentru că Rare și a venit și l-a întrebat că o singură dată mai faci pe noi fraieri, o să vezi tu. Da, dimineață, singurul care vorbește mult și aduce bătaia și smardoia la discuție, ești tu. Nimeni, niciun băiat dintre tot ăștia de aici nu a vorbit de smardoia. Bate, frate, bate. Vă fac un ring și ne batem. Romeo, am vrut să vorbesc cu Moscovia. Instigna aia nu face ceva. Într-o zi am mai discutat cu el. Nu pot să înțeleg. Instigna aia te ajută la stat. Bate în emisiunea. Dar nu te ajută. Eu i-am spus că nu o să-l bată nimeni. Îți vezi un pic gradele. Să-mi văd gradele. Înțelegi? Și i-am spus de două ori să mai intervin. Fața tuturor. Am în două și lui Rosic. Atât timp cât primești respect, încearcă să ai respect. Ca să n-am primit vreodată respect în casă asta. Am intervenit că era ăsta. De la mine. Eu știu, da. Că dacă vine acum un băiat nou în casă, nu mă interesează. Dar la bătaie la tine nu te jignesc. Așa. Tu asta faci de câteva zile și nu e frumos în primul rând. Te lasă să faci cât vrei, dar nu e frumos. Unul la mână. Azi dimineața de când ai venit, tu ești singurul care instigi pe băieții ăștia. Eu știu care este supărarea ta, care? Dar nu o știu. Nu mai e ce, cu dar nu mă aduc aici. Pentru că nu știu cum să spun, se aude. Dar dacă tu instigi, te rog frumos, nu mai da victimă după aia. Dar ce să fac victimă acum? De azi dimineață ai venit, ai spus așa. Nu mai fi. A spus așa. De acum încolo, cine va sări la bătaie la mine, o să ripostez. Ți-a demonstrat așa pe prostia lui, a sărit la bătaie și n-ai ripostat deloc. Așa că cuvintele tale sunt de prisos. Bună, ce faceți? Nu mi-ați pregătit nicio capcană pe aici, nu? Să mă joc cu focul. Maxim, dar și mă bucur atât de mult că eu nu mar. Oh, vezi că s-ar putea să te arzi grav. Oh, vezi că nu mar. Hai că dacă mai vine 3, îmi place de toți 3. O să-mi placă, de toți care intre de acum încolo o să-mi placă.
Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Bună, ce faceți? Să mă joc cu focul. Maxim, dar și vezi... mă bucur atât de mult că eu nu mar. Oh, vezi că s-ar putea să te arzi grav. Oh, vezi că nu mar. Hai că dacă mai vine 3, îți mai place de toți 3. O să-mi placă, de toți care intre de acum încolo, o să-mi placă. De ce nu l-ai evitat dacă știi că ești nervos? Că n-am cum să-l evit. Eu sunt nervos și ăla face nu știu de mie. De cine ăla? Și nu puteai să te duci în grădină? Na, cu cine? N-am avut cu cine. Îl luai pe prietenul tău, George. Lasă. Mă descurci și singur. Te descurci, nu? Da, sigur. Nu-i prima bă, dată. Codruț, ești bine? Da. Bă, nene, potolește ți-i păști. Bă, tu n-au și să vorbești așa, iată-te mă așa. Bă, nene, te instig ăștia, bă, potolește că te, tu faci bătaie și tu pleci acasă. Și uite, ăla, uite așa o să facă cu tine pe apă. Băi, ăla au început. Bă, nene, ăștia se bucură. Ăia se bucură. Potolește-i că le cari beleaua singur. Tu le-o cari beleaua. Da, văzut. Tu le cari beleaua. Tu le speli beleaua. Băi, nu e. Cine a început? Nu, Marinescu. Dacă început, se întâmplă să vă bate, să zicem că tu îl bați sau el te bate, după aia tu pleci și ei stau aha, și mai te pronunț o dată la două săptămâni. Oprește-te, pentru că nu faci bine ce faci. În avantajul tău spre dezavantajul meu, spun că nu mă aștept cu nimic ce spun acum. Îți spun că mi-e drag de tine, m-a impresionat povestea ta, că mi-ai spus niște lucruri. Poate Alexandru nu i-a spus ce mi-ai spus tu mie. Dar sunt curios, tu cum ai reacționat dacă te ia Marinescu la mișto? Bă, omule, ce faci? Stai, ieși afară? Tu nu reacționezi decât dacă te împinge cineva de la spate. Ești înțepat de ăștia să reacționezi. Dar cine m-a împins acum de la spate? Ei! Pare rău. Da. E rău. Asta e. Îți pare rău și-mi ceri. E rău ce faceți voi, băi. E rău ce faceți voi, nu ce fac eu. Să uiți supărarea. Ăsta se bucură. Eu mă bucur. Da, acum, că eu mă luam cu ăla aici. Ești pisică. Ne luam la trânte. Ești pisică. Înțelegi? Și el n-avea nicio treabă. El rămânea. Eu mă duceam cu el acasă, înțelegi ce zic? Păi n-ai zis, mă, că ne-ai pătat acasă. Dar eu mă asigur că în momentul în care se întâmplă ceva, plecă mai mulți. Hai să plecăm. Niciodată nu o să mai pomeni cu tine. Hai să plecăm. Nu? Să plec singur. Mai mult de un clofan între ochi nu o să-ți dau niciodată. Că îți dau satisfacție. Eu zic că lași un să mai... E părerea mea, nu știu. Nu, să-l mai lăsați voi, ca să fie mai bine. Las și eu și lăsați și voi dacă vrei să fie totul bine. Pisoi nenorocit! Deci eu nu-ți fac nimic și tu continui să... Deci eu, în continuare, eu ți-a planestie toate scandalurile tale. Atât aici și de foarte multe ori la hotel. Nu te bag în seamă când vorbești prostii. Și aduci jignire atât mie cât și okay. Cătălinei. Okay. Și tu continui să fii tare în gură. Bine. Ok, fii atent. Bine. Nu sunt tare în gură. Bă, omule, da. Tu ți-ai căutat-o din seara aia. Stinge telefonul ăla ce mă filmezi. Nu te filma nimeni. Tu ți-ai căutat-o. Tu ai pornit. Consider că pe ăsta îl interesează de tine? Te întreb și eu. Păi, frate, mi-e ce încearcă să-mi răspund. Nu mă interesează. Frate, mi-e nu ne suportăm unul pe altul, înțeleg. Nu mă interesează. M-ai luat de tricou, te-am luat de gât, înțeleg. Ne-a nu mă interesează. Mâncăm din același borș. Consider că pe ăla interesează de tine? Nu mă interesează. Mă, dar mod că eu să-i dau ăsta sfaturi? Fratele. Tu știi ce a făcut ăsta acum? După ce ne-am băgat noi mâna în gât și de tricou? Râdea pe aici. De tine. Crezi că și râdea de amândoi? Păi normal că te bucur că spală ăsta beleaua și iei și alu ăsta. Ce face el? Băi, când m-a deranjat, m-a jucat. El se bucură. Bă, dacă noi doi ne batem acum, că plecăm amândoi acasă. Care te-ai căutat-o noi? Ca să zic. Bă, hai să vă zic. Ai văzut, am stat, mă luat la mișto. Ți-am băgat mâna în gât? Aia a fost.
S-a liniștit situația. Hai să vină la fel cu tine? Ți-am băgat mâna mult acasă. Dacă aveți ceva voi personal cu cineva, dacă aveți voi ceva personal cu cineva, nu mai puneți în arc persoane să vă care belea. Băi, am zis ceva de codruț. Hai bă, Nicos, mai lasă-mă cu vrăjelile astea ale tale. Nu le-am nimănui pe cainite, nu le-am spălat pe cainite. Nu le-am face, nu le-am spălat. Oprește-te! Da, bă, iubesc! Hai, mă, lăsați-mă, că nu ne suportați, dar stați liniștiți că o să mai știți. E greu! Viața mea! Nu sunt ai mei! Ce? Nu sunt ai mei, nici el, nici el, dar avem aceleași păreri. Bă, am venit eu și l-am instigat pe Codruț la tine. Ce părere am? Am zis eu, Marinescule, ce-ai zis? Bă, dacă m-ai văzut că-s nervos, de ce nu m-a lăsat în pace? Când? Acum. De ce ai venit cu alea? Dacă, dacă mă duc eu cu Codruț, vă iau pe toți acasă. El singur când era el nervos. Bă, dacă au văzut că ești nervos. Am fost și eu curios să vă pot cine e acasă. Dacă au văzut că e nervos, deci au lăsat ăștia doi în pace. El a zis adineau că dacă el era nervos la masă, trebuia să vă duc eu cum e acasă. Ai zis că o să ajung acasă mai repede. Te întreb că ești imparțial. Am vrut să mă duc acasă. Cine e imparțial? Cine e imparțial? Nu am înțeles. Nu știți că ne e acasă? Ai votat acasă? Vorbesc despre ce știu. Cu tine, da. Știi că nu e problemă. Păi spui tu mie că ăsta e zidată, era discursul lor, ce treaba am eu că ăsta să, să înjura cu ăla. Dacă ăla nu poate să oprească, ce poți să-i faci eu? Îți găsești tu de treabă, stai. Da, stați voi liniștiți, că e greu. Bună seara! Bună! Bună, ce faceți? Nu mi-ați pregătit nicio capcană pe aici, nu? Alex. Ce faci că începi cu A, B sau C? Okay. A. Ba? Și ce-am zis? A plecat în A, B sau ce? Bă, zic că începe cu una din astea litere alea, nu poate. Bună? Aaa, scuze, de ce Alex, m-am văzut Alex? Îmi cheamă Alex. Alex. Am mai Andrada, da, Alex. Am auzit la cineva. Cineva. Bună? Alex. Alex. Ba de gen. Adevărat. Nu ești așa înaltă pe cum păreai la TV. Stai să dau și... Mulțumesc. Hai că ți-a dat și eu dacă e. Nu ți-am dat? Nu ți-am dat? Ba da, no, vezi că mi-ai dat. Poftim. Bă, asta-i speriat. Dar mai și după. Alex? Ați dat? Ba da, dar nu vezi că e la mine în mână. E, da, flori. Alex, doar bine. Bă, mă, poftim, stai așa, nu ți-am dat. Pe Alexandra ai uitat-o, mă, Alex. Fix pe Alexandra? Aia, e prea tare așa la început. Alex, îmi pare bine? Alexandra, da. Poftim. Alex, pare bine. El care a crezut. Poftim. Mersi. Ce asta rămâne pentru fata pe care... Nu ți-am dat? Nu. Pare rău. Poftim. Da, ce faceți? Cât ai mei, Alex? 28. Stai că-ți aduc eu. Mamă, știam! Ce-l face? E ok. Poftim. Vai, mulțumesc. Ce zodie ești? Sunt... Hai, că mi-e lângă. Sunt fecioară. Top 3? Voi, top 3? Începeți cu întrebările astea, clișeu, nu? Nu am un top 3, toate sunteți superbe. Chiar dacă și eu încep cu un clișeu și spun că nu am un top 3, toate sunteți superbe. Și vreau să vă cunosc cât mai mult în realitate. Mă scuzați că am puține emoții. De unde ești? Nu am avut. Din Galați. Tu ai făcut facultatea la Galați, nu? Da. Da. La ce te uiți? Bă, Codruț, te rog eu. Bă, tu la ce te uiți? Dacă ți-o băga mâna în gât. Mă uitam să văd dacă ai urmă pe gât. Că... Am. Bă. Nu, mă, că nu-i fac nimic. Așa, curat, să vedem dacă stau curat. Păi, băia... Ok, hai să zic o chestie, George. Ăsta, Rariș, a pornit subiect, bă, da? Okay. Betul, băiat, frumos, dacă tu consideri... Frumos! Ok, corect. Okay. Dacă tu consideri că eu am început astăzi ceea ce s-a întâmplat aici, este urmare a ceea ce s-a acumulat până acum, înțelegi? Mai început tu sau nu? Stai. Băi, de ce nu recunoști? Îmi bagi vrăjel de astea. Băi, de ce nu recunoști? Vrei să vorbim normal. Nu stai să-mi bagi vrăjel și actorii de-alea. Erai... Lasă-mă, dai tu mie sfaturi. Ce vrăjel și actorii, mă? Păi vă, că-mi dai tu mie sfaturi ce să fac, bă, fratele meu. Bă, ai zis că ești dispus să discutăm subiectul de astăzi. Păi și-l discutăm, întrebat, dar... Tu ai fost omul care i-ai atacat prin jigniri și prin ce am făcut sau nu? Te întreb sau nu? E adevărat sau nu? Ei, eu eram cu tine un subiect frumos. Bă, eu eram pe conexiune, tu direct, mamă, stau și l-au și pe ăsta, și văd pe Codruț acolo. I-ai făcut pe toți blingul de lemn. Da, sigur, era aici, eram acolo pe conexiune, n-ai venit nicio treabă tu. Ai început tu, mamă, acolo, Codruț, mamă, îl văd pe ăsta acolo. Dar ce ai, mă, cu mine? Nu-ți place? Ce, am trei mâini, am trei capuri? Nu-ți place ție de mine, nici mie nu-mi place de tine. Păi ce, eu am comentat când ești acolo? Voi ce faceți? Care-i treaba? Te așteptam. Da. Ce te ocupi? Lucrez în vânzări online pentru o firmă din America.
Și de asta zic, nu prea mai avut, am avut timp să mă uit, ba lucra în seara, dormeam până târziu și așa mai departe. Când s-a terminat ultima ta relație? Din momentul în care am venit aici, înseamnă că nu am avut relație serioasă. Ok. De lungă durată? Și găsești iubirea vieții și să-ți întemeiezi o familie. O, frumos. Corect. Frumos, frumos. Ai copii? Nu. Nu ai îți plac copiii? Deși mi-aș dori. Băi, nu, bă, dacă nu permit să mă iei cu la mișto, care era pe găturmă și toate vrăgerile voastre. Vă dau cu masa în cap. Ai început cu miștorile de la gara favorabilă. Da, bă, da, sărim unul pentru altul. Tu cinci cerfei, bă. Te contrazici puțin, Rareș, pentru că tu... Cinci cerfei, sărim unul pentru altul. Rareș, Rareș, care-i problema? La început când ai zis, dacă odată o să mai zici, dacă odată o să mai zici chestia pe care ai zis-o către fraier, ai zis, vezi că nu se termine așa. Sunt cuvintele lui. Acum exact zici, același lucru zici. Acum că tu nu vrei același bătaie sau ceva, tu ai intervenit să-i desparți. Același lucru. Ia ți-a zis că n-o să mai fie. I-am întors cuvintele. N-o să mai fie la fel și o să termine altfel. I-am întors cuvintele. N-a jignit, i-a zis că vă iau acasă. Nu, dar el acum a zis că el nu a instigat la bătaie și nu a fost cu el. Domnule, îs cuvintele lui Romeo. Este care un pic, n-am nicio treabă, n-am nicio treabă. El a greșit. Da, el a greșit că v-a instigat și așa. Romeo, fii atent. Stai tu la masă, cu Marinescu, cu Nicos și cu Băiat. Sunteți patru persoane aici. Și vine și zic așa. Ce-i cu fraierii ăștia, mă? E normal să aveți toți ceva cu mine? E normal, e normal, da. Îmi place să mă joc cu focul. Maxim, dar și vezi... mă bucur atât de mult că eu nu mă ard. Oh, vezi că s-ar putea să te arzi grav. Oh, vezi că nu mă ard. Hai că dacă mai vine trei, îți mai place de toți trei. O să-mi placă, de toți care intre de acum încolo, o să-mi placă. Ești. Șocat, plăcut, surprins și panicat. Nu te deranja că vorbea cu aia? Poate vorbi cu cine dorește el. Știu că e doar al meu. Și o să fie doar al meu. La Cristina, păi și până la urmă ne chemați sau nu camera roșie? Vrei? Pentru că îți dorești atât de mult, vă trimit chiar acum. Vă rog să mergeți în camera roșie. Și mi-am dat seama că trebuie să fiu mai deschis, mai amuzant, să nu mă gândesc la ce spune lumea, să fiu mulțumit de mine ca să pot... automat fi mulțumit de tine și ceilalți vor fi la fel. Ești romantic? Asta vreau și eu să întreb. Dacă simt să fac ceva romantic, îl fac. Pentru că este nevoie. Ești nu neapărat că este nevoie, dar simt Câți să fac. Câți copii îți dorești? O fi? Câți copii îți dorești? Cât mai mulți. Nu mai încerca să-i induci mereu. Invers că nu mai merge. Din papagal duci războiul papagaliști. Normal. Stăteam așa cu telefonul la masă. Papagalul rezistă și papagalul se pare că vă ajută pe fiecare zi. N-am înțeles. Papagalul vă ajută pe fiecare zi. Atât aici cât și în gală. A, e, ce-ți faci? Cât o să mai stau aici, probabil că o să mai am autoritate. Când o să mai am autoritate, o să plec acasă. Dacă ești pe... Păi normal, că rămâi fără brigadă... Asta e. Dar măcar am stat, am autoritate. Când nu mai am, mă duc acasă. Păi asta zic. Când momentan cât am autoritate, voi e frică. De-aia n-ai călcat regula. De-aia n-ai călcat regula. Poate mai faci și tu un premiu, mai faci și tu ceva. Nu este nicio problemă. Momentan o am. Să nu mai fugi pauze, că nu iei banii. Din gală. Aha. Banii? Oameni, bă, Nicu, m-a sturat de subiectul ăsta. Băi, din gala favorită. Ăla râdea, bă, că ți-am băgat mâna în gâș și tu m-ai luat de tricou aici. Ăla râdea. Băi, râdeam. Lasă-mi să râdăm, am uitat eu la el. A plecat Codruț, fii atent, a plecat Codruț, n-am zis absolut nimic. Și am început să râd de tine, mă, că te dai mare smart, băi, că nu e acasă. Râd de tine, că ești penibil. Tu zici că vă iau pe toți acasă, vine Codruț la tine, ai făcut pe tine și ai așteptat să-l duc afară. Păi dacă mă duceam în spate. Așa stăteai, așa stăteai.
făceam pe mine, fugeam pe aici. Ce-a făcut el acum? Ce-a făcut el acum? Că a făcut voită? Sau că așa, el e foarte inteligentă chestia. Vă pus iară pe toți în spatele lui. Nu ești așa vocală cum era la televizor. Alături de ea. Te ascult. Nu ai nicio întrebare să-mi spui? Tu câți ani ai? 26. Asta să nu credeți dacă vorbesc cu ea, să nu credeți că... Ești dragă. Câți ani ai? 26? A, mulți înainte. Ești din Moldova, din câte am înțeles. Da. A, am înțeles. Romeo, viața mea. Băi, tata, ai și tu o vârstă... Băi, chiar de aia care băi, nu vârstă nicos. Băi, tu vrei să spun ce vreau? Nu, nu. Încet, încet pe zi ce trecem, dovedești că vârsta ta e doar o cifră. Experiența nu văd. Stai, fiate, dacă Romeo, tu mănânci gogonele, mănâncă le tu. Eu știu exact Romeo, ce face. Hai că da, reformulez. Eu spun, nu știu ce face el, dar atâta timp cât eu spun. Spune viața ta. Spune viața ta că l-am mai... Doar că 3 luni de zile când am stat prima oară, am tăcut din gură, când venea vorba de el, am tăcut că m-a făcut că plouă. Da, știu mai multe. Dar nu s-a auzit. Nu se aude, poți să vorbești de ce vrei, dar tot se aude. Bun. Ce mai vreți să mai știți despre mine? Mariana, tu când ai terminat facultatea? Când am terminat-o, e... Vreau să parfum într-un. Dar tu nu ești din Galați, tu ești din Moldova, din Chișinău, parcă nu? Da, și după ce am terminat facultatea, după aia m-am mutat la București pentru master. A, te-ai mutat la București? Da. Salutare, băieți! Salut! 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 Salut. Salut. Da. De ce am luat? Nu? Cum să spune, prieten curare? Janes? A plecat, Alex, a venit farsă, nimic. Știi? Mă așteptam la ceva, salut, salut. Îmi pare foarte rău, salut. E pe temurare, știi și așa că... Dai seama, băi, o să-ți povestesc mai încolo. Salut, salut. Ești cu doi, ce-ți faci? Bine, bine. Ce-ți faci, mă? Bine v-am găsit. Tu? Eu ce? Tu? Eu ce? Ești emoționat când vorbeai. Măi, termină-te, că te iau la bătaie. Eu când ne-a făcut lucrul la Mădălina, așa i-am spus să uite la tine. Așa, așa îi făcea ea. Așa făcea. Dacă îți spun, nu face, că ne uităm săptuna ta la episod. Dulește-te, că te iau la bătaie. Eu am zis că ți-am zis de Madalina, am avut cred că tremura buza lui Mariana când vorbea. Aia termină aia cu care am venit. Tremura buza lui Mariana când vorbea? Îi tremura Mariana, îți place? Mariana. Ce aveți când vorbea, tremura toată buza. E frumos, arată bine, nu pot să zic că era mai emoționată ea decât el. Face Andrada. Mă, mă, tu vezi ce bombat. Am auzit. Cine a zis? Andrada, cum e? Ce serios? Da. Bă, lasă, vrea să cu fetele, mă. Păi da, lasă, ce ești tu, bro, lasă cu el. Alex, Alex, acolo. Alex, pus în pop, Alex să știi că aia, aia a spus că îi place de tine. No. Ba da, mi-a spus la vorbeam ureche. Aici... De când ai coborât scările, că te vin foarte mult cu o persoană care o cunoaște ea și îi place de tine. Vrei să dăm așa? Vorbeam aici și spuneam Mariane că îi tremura buza când vorbea cu tine. Minte. Ia și tot freca mâinile aici că era toată transpirată și spunea că are foarte mare emoție. Uite, vezi cum râde, vezi cum râde, vezi că am dreptate. Recunoaște, de ce nu recunoști? Alex! Da? Te uita Mariana insistent la tine? Ce? Cred că cu toate vă uitați insistent. Oh, bine, la mulțumesc, Maria. Alex, mulțumesc. Dar Mariana mulțumesc. Nu se uita ea cel mai insistent? Nu e adevărat. Probabil se uita mai insistent că afla că sunt din Galați, unde a făcut ea facultatea. Normal. Mulțumesc, Alex. Ia spune, Alexandra, ce ai în cap?
Hai că tu tot vrei să spui ceva, că te-am văzut de cum am intrat în casă. N-am vrut să spun nimic. Hai că-s curios. Ba da. Nu? Hai, puneți-vă ceva pe mijloc. Trebuia să spun ceva? Ai tu ceva de spus? Nu am nimic de spus, dar privirea ta... Privirea mea ce? Spune multe. Păi n-ai zis că sunt o provocare pentru tine? Da, la fel ca și celelalte, doar că tu ești mai... Mai ce? Da, ea nu e disponibilă momentan. Nu e disponibilă, dar... Las că a fost și pentru mine o provocare și m-a folosit. Oh, ia uite-l pe George, deja se gândește. Mamă, cum îl închid pe ăsta. Vezi să nu fii folosit, că și pe mine am folosit. Ce? Păi ce, ești curioasă? Da. Aha. Deci voi sunteți un cuplu până la urmă, nu? Exact. Sunteți sau nu? Samu și ei, un cuplu acolo. Mă, e un pic geloasă Alexandra, pentru că el mai este în cuplu și cu ei. Ce faci viață? Înțelegi? Cu George. Cu George, cu Comănin și cu Rareș. Și e un pic geloasă și a, a intrat pe intervenție, da. Ia spune. Aole. Mai spune. Mai spune. Mai dezvoltăm. Ți-i minte când ți-am zis că o să se întâmple ceva, Codruț? Îți place? Te-am întrebat, ții minte când ți-am zis că o să se întâmple ceva? Da, nu-s curios. Nu ești curios? Ba, o să fii, credem. Asta e. Viață. Dai înainte. Dai înainte, nu? Bine. Nu știu. Ce, îți place? De cine? Băiatul nou? De mine ba, îmi place în fiecare zi. Băiatul nou. Fratele lui Bianca Comunici. Da. Da, îmi place de el. Dar tu, o știi pe Alexandra? Cum? O știi pe Alexandra? Nu, nu mă știe. Nu nicio fată. Dar tași, bă, tu dă-n gură când vorbesc. Eu vorbesc după o să vorbesc când o să vreau eu. Ucinul-i Codruț. Nu da, când îmi... Lasă-mă să vorbesc și eu cu băiatul ăsta. Dar vorbește. Păi n-am, nu vreau să auzi tu. Ba uite că aud, ce crezi, suntem pe conexiune. Pune-ți mâna la ochi să nu mai auzi. Dar n-am cum, că trebuie să o pun la urechi și mi-e greu. Bagă-ți degetele în urechi. Nu pot. Am întrebat și eu dacă te cunoști, trebuie să răspunzi tu. Nu cunosc nicio fată din casă. Nu cunosc nici de pe rețele de socializare, nu le știu. Da, nu cunosc. Săptămână ies conversații. Dai follow. De ce? Este pentru că, că poți și pentru că vrei. Ea e cea mai vocală dintre toate și, se, și iese cel mai mult din evidență. Păi și ce treabă ai tu cu asta? Hmm? Ce treabă ai tu cu asta? Pentru că fiind concurent nou, automat vreau să cunosc cât mai bine persoanele care ies cel mai mult în evidență. Sau persoanele care sunt special. De ce vrei să cunoști neapărat persoanele care ies mai mult în evidență? Nu, pe, m-am exprimat greșit, am zis că vreau să cunosc mai mult persoane, dar vreau ceva? Să le cunosc și pe celelalte persoane. Da, dar de ce vrei prima dată? Codruț, ai pățit pentru ceva? Pentru că mi se pare o provocare și vreau să le înțeleg, să văd despre ce este vorba. De ce reacționează așa? De ce reacționează? Vrei să mă înțelegi? Nu mi-am luat pastilele. Ascultă-mă, dacă îl întreb pe băiatul ăsta la care interesează de public, zice nu-mi pasă. Dar pune concurenții în situația în care s-a arătat adevărul. Îți spune fratele tău. Nu prea, că n-am părut într-o parte. Ia să vedem dacă se mână. Bine. Da-ți pe noi, nu prea se mână. Tu ești mai frumos. Tu ești mai masiv. Tu ești mai mare. De ce vrei să cunoști persoanele vocale? Care... Păi și tu ești da, persoanele vocale i-au atras mai mult lui atenție. Altceva, George? Ia tu, ta, să nu te scot în priză. Nu ai cum să mă scoți din priză. Opresc televizor, nu te mai aud. Ba o să mă aud. Opresc acum televizor. O să vin acolo sus și tot mă aud. Deci vreau să vorbesc și mine. Ce? Vezi ce vorbești, ai grijă. Vezi, ai grijă ce vorbești. Vezi. Necherez la arma. Ce? Pe figuri. Ba o să fac figuri cât vreau eu. A, da. Am auzit de tine. Mă bucur că ai auzit. Alexandra mă cheamă. Codruț, îmi pare bine. Mie nu. Că văd că îți place iar să te joci tu. Îmi place să mă joc? Da. Îmi place. Maxim. Îmi place să mă joc cu focul. Maxim, dar și vezi... mă bucur atât de mult că eu nu mă ard. Oh, vezi că s-ar putea să te arzi grav. Oh, vezi că nu mă ard. S-ar putea să te arzi grav. Uite, dacă te joci o să cu te arzi tu. Dacă te joci cu focul, te extind cu asta. N-ai cum să mă stingi. N-ai cum. Joacă-te. Îți spun eu că n-ai cum să joacă-te, mă stingi. Joacă-te, iubita mea, joacă-te. N-ai cum să mă stingi. Joacă-te, iubita mea, te da, opresc eu. Dar mă joc, ce am zis eu că nu mă joc? Te rog frumos să te joci, chiar da, te rog. Dar mă joc. Da, viața mea. Bine. Hai că dacă mai vine trei, îți mi-e place de toți trei. O să-mi placă, de toți care intre de acum încolo, o să-mi placă. Altceva? Destul de rog. Eu măcar vorbesc aici cu ei în fața ta. Nu vorbesc pe rețelele de socializare. Da? Nu mă ascund. Hai că ai calculat tot dinainte. Am calculat, nu? Ai calculat, da. Ce am calculat? Ce ai calculat? Ce am calculat? Te-ai prins tu, că ești inteligent. A calculat tot. La ce tine, am calculat? La tine a fost totul calculat. Ce? Tot. Spune-mi ce? Nu vreau. Păi vorbește. Nu pot. Zi ce am calculat. Nu pot, am 10 cuvinte în vocabular, le folosesc pale. Ți-am zis eu că ai 10 cuvinte în vocabular? Nu, zic eu. Ah, bine. După aia să nu zici că ți-am zis eu. Nu, zic okay. Eu. Recunosc.
Uite că ele la amândouă câte zile de fericit acum. A întrebat băiatul dacă ne certăm și eu am zis că mă tachinesc cu tine din dragoste. Nu-i adevărat? Ne tachinăm. Da, ne tachinăm. Tachinăm. Ce? Da, ne tachinăm. Subsemnata cealaltă unde-i? Unde-i subsemnata cealaltă? Da, te interesează, Rareș? Vrei să o cunoști pe soră mea? Nu te-am întrebat pe tine, am întrebat la general. Bine. Fericita, unde-i? Prea fericita. Romeo, am și eu o rugăminte la tine. Poți, te rog, să nu mă mai cauți dacă vezi că eu încerc să te evit? Te rog din suflet, ok? Mulțumesc! Nu te caut, o să te caut toată viața mea, pentru că mi-ești dragă rău de tot și te rog să mă evit și să nu mă caut. Romeo, tu ești cel care se plânge de mine că eu mă bag pe ăsta subiect. Ai văzut că vreau să vorbesc? Ai venit și mă te-ai băgat. Am dreptul să-mi dau cu părerea despre oricine în această atunci, atunci, în momentul în care mă auzi că vorbesc și eu, și eu pot să-mi dau cu părerea despre oricine. Ce faci, Adriana, ce faci? Deci... scoate-ți-o pe Alexandra, că nu vreau să vorbesc cu ea. Bine, tu ce Rareș. Faci? Alexandra n-are ce să ne spună, e doar, ea doar țipă. E vocală și atât. Mariana, ce zâmbet frumos ai. Mulțumesc. Te-am abia să mai observ, te-am visat azi noapte, să știi. A durat cam mult ca să-l observi. No, nu știe ce să mai fac ca să fie băgat aici pe conexiune. De ce faci ambiție cu mie? Te mai întreb. Ți-am zis de la început că m-a fermecat. De ce faci ambiție cu mie? Eu? Da. Doamne ferește. Îți dau o lupă, nu mă vezi? Ce ambiție faci, mă, ești nebun? De ce am făcut? Aveți o relație și eu nu știu. Ce am făcut în momentul de față? Spune mie ce am făcut eu acum de-mi spui tu mie că eu am făcut ambiție. Da, aveți o relație, Mariana. Știi tu foarte bine de ce te întreb asta. De ce? De aia, știi tu foarte bine. Hai să le dăm pe față la întrebarea lui Romeo. Despre Romeo, dacă îți place de Romeo. De ce ai răspuns așa? A? Hai zi, de ce ai răspuns așa? Păi a răspuns o părere sinceră. Lasă-o pe ea, lasă-o să răspundă. Zi de ce ai răspuns. La ce întrebare? Deci, da, ai primit întrebare. Îți place de Romeo? De ce ai răspuns tu la acea întrebare și de ce ai dat răspunsul ăla? Că așa am vrut. Dar spune ce răspuns a dat, că lumea nu știe. Fii atentă că aduc telefonul dacă nu recunoști. Ce răspuns Mariana, a dat? Nu, asta e părerea ta. Deci dacă nu recunoști, aduc telefonul. Un bărbat frumos și inteligent. Înțeleg că ai fost influențată pentru a da acel răspuns. Nu am fost influențată de nimic. Rareș zice altceva. Dar ce ai fost? Dacă n-ai fost influențată. Auzi, Rareș zice... Influențată? N-ai fost influențată, a fost ambiție. Nu, n-a fost ambiție. Aduc telefonul, deci dacă nu recunoști, aduc Rareș, telefonul. Rareș, hai să, vreau să întreb și eu ceva, Rareș. Așa cum tu m-ai dat nu mă fost de-a unghiul. Recunoaște tu. Ce? Recunoaște tu. Nu a fost ambiție, ți-am spus. Dar ce-a fost? Nimic n-a fost. Vreau să te întreb și eu am răspuns la o întrebare care mi-a fost adresată pe pagina mea de Instagram. Este pagina mea, răspund ce vreau și când vreau și cui vreau. Mariana, lasă-mă puțin, da, vreau să întreb ceva pe Rareș. Răspuns la ce vrei tu, dar la întrebarea cu Romeo ai răspuns. Ca să-ți mai zic ceva, întrebarea era pusă fix de Romeo. A? Da, mai vrei ceva? Nu contează cine a pus acea întrebare. Și acea întrebare cu ambiții și toate astea tu ai pus-o. Așa că stai potolit acolo, că e greu cu mine. Ce faci aici? Am venit pentru tine. What? Nu pot să te mai văd lângă altele, nu acum. Nu acum. Nu pot să stau fără tine, nu pot să trăiesc fără tine, nu am pot. Te vreau înapoi.
Da, trebuia să mă mărit, dar nu am cum să mă mărit, pentru că nu pot. Nu pot, nu pot să renunț la el. Oricare bărbat vine în viața mea, nu pot să-l accept, efectiv. Am vrut să fac tot ca să pot să-l uit, nu pot. Deci ai fost atâta, sau așa, am înțeles, acum am înțeles și eu. O fi venit cealaltă cu care mai vorbea Codruț prin mesaje. Bine, iubire! Ia o suci aplaudă. Ești iubire! Ia, pe cine punem? Auzi! Ce ai? Pe Rare și pe George și pe... cine mai e? Alex nu mai e? Alex nu mai e? Băiatul ăsta nu. Dar poate vine în sfârșit fata aia care o cheamă Cristian de atâta timp. Cristi? Păi n-ai auzit ce... Probabil. A. Păi poate de aia și-au aplaudat. De aia și-au urlat așa. Adică... Adică Cristiana își cheamă fetele de acasă. Cristiana își cheamă fetele de acasă. Nu, poate au ales dar el tot insista la cameră că să vină o fată pentru el. Da, dar încă ea n-a făcut topul. Sunt un pic emoționată, ce-i drept, dar o să treacă și emoția. Mă, când ai intrat direct, te-ai oprit, pac. Ce faceți, mă, fraierilor? Și pe aia, ușor, te-ai topit ca o lumânare. Și ce faceți voi? Sunteți bine? Mi-a stat lângă voi, mai aici, bă. Mi-a dat că mi-e prieten după m-a dat în gât. E lângă mine, Marnes, că nu-ți dai seama și ești lângă mine. Bă, dar vă vine și fata asta, puteți să ascultați. Păi nu mă, dar am rămas șocat, eu nu pot să vorbesc. Ai venit pentru Nicos, bănuiesc, nu? Mă uit la Nicos, mă uit la ea. De ce ești șocat? Nicos, ești în top 1. Mine mea, ești în top 1. Ai văzut o fostă care nu mai suportă să-și vadă fostul iubit lângă alte femei. Asta ai văzut. Cât ați fost împreună? Cât am fost împreună, a fost o relație destul de lungă. Să nu dea naibă. Nu știu... Dacă e ok să spun durata relației... Care, că ai 20 de ani, nu vor să vin. Dacă nu are nimic împotrivă... Dacă să nu aduceți paia mea, când fac bagaj, plec acasă. Nu, pe Dan, de ai pistol cu apă. Și eu am foarte mari emoții, mai ales că te văd, îți imaginezi. Eu mi-aduc aminte doar când mi-ai spus ultima oară că te măriți și să nu te mai deranjezi. Trebuia să fac ceva, să încerc să scap de sentimentul ăsta, de iubirea asta pe care ți-o port, dar mă nu am reușit. Mă jur ca martur, dacă vrea să recunoască, să zică Rare, că Rare și-am arătat. Da, trebuia să mă mări și am fugit pentru că nu pot efectiv să mă muric cu un alt bărbat. Atâta timp cât îl iubesc. Nu, și nu pot, deci atâta timp cât eu stăteam la televizor și mă uitam și vedeam apropiindu-se de alte femei, pur și simplu simțeam că se frânge inima mine. Lăsați-o că sunt foarte multe întrebări, eu știu ce e în capul tău acum, nu ai și emoții de la emisiune, hai să luăm cu început. Prezintă-te cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, chestii de-astea, ca să se familiarizeze și ei cu tine. Mai bine, da, are dreptate. Sunt Meda, fac 30 de ani. Mulți înainte. Luna asta. Și întrebați-mă voi ce vreți să știți despre mine. De unde ești? Din București. A, top 3. Top 1, Nicos, direct, forță. Top 14, mai ales. Cât timp ați fost împreună tu cu Nicos? Cât timp am fost împreună? Eu nu mi-a răspuns. Cam 2 ani. Ca să ajungi în punctul de a simți să te măiți, trebuia să ai, tu ai avut o altă relație după el, nu? Relațiile pe care le-am avut au fost relații de durate scurte, ca să zic așa. Pentru că nu ai putut să te imprimi sentimental. Exact, pentru că te încercam, însă fiecare bărbat care mi se alătura, oarecum ca un pansament și vrei să-l uiți pe Nicos și ok. Și nu ai putut bărbatul cu care trebuia să te măriți, de cât timp erai împreună? Asta e o întrebare și mai complicată. Vorba cu care trebuia să mărit, ce? Să mă mărit. E o poveste mai lungă de 8 ani de zile. Am zis să reîncerc o situație, dar nu. Și cu el ai avut o relație mai mare decât cu Nicos? O relație de 8 ani. A, de 8 ani. Okay. Apoi am căutat-o eu și mi-a spus că se mărită și muream de nervi cu Rareș în cameră. Poți să întreb pe Rareș. Ești bine, om.
Nu te mai lua după ăla, că ăla e fiert. Intri pe ușa asta, ieși și intri în casa fetelor. Pe unde o intra? Du-te că până sus. Păi, de ce sunt eu fiert? Du-te că până sus. Nu mai poți să dai, Alexandra. Vrei să merg cu tine în casa fetelor? La lumânarea aia trebuie sau, asta, nu știu, da, să văd, să văd reacția Alexandrei. Da, să văd reacția Alexandrei. Vreau să-i văd fața lui Alexandra. Copilașii mei, care nu i-am, pe care. Hai, te bucur. Nu o să fie să-ți găsești jumătate aici, o să te găsești afară și gata. Dar ce cauți aici, Nicos? Veni Meda. Păi din asta mi-ești, mă. Din asta mi-ești, mă. Cred că am atac de panică. De ce? Oi. Ce, mă? Bună, păi, 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 păi. N-ai zis, mă, nimic. Păi ce era știut? Bună. E bună. Vino puțin, vino puțin. Pune mâna aici. Să fac și eu cunoștință cu voi. Maria. Meda, îmi pare bine? Încântată. Păi sper că nu mi s-au luat machiajul. Adriana, vino puțin. Meda, îmi pare bine. Mă! De ce n-ai zis, mă, nimic? De ce n-ai zis, mă, acasă? Mariana, mă dă-i la, îmi pare bine. Alexandra, îmi pare bine. A? Nu? Ce prit, nu cu Alexandra. A? Auzi? Vezi că o să se mai dea conexiuni? Mamă, pot să respir. Hai mă, ieși! Vorbim pe conexiuni, da? Ai emoții. Cristina ta? Meda. Dar e fosta lui Nicos sau soția? Fosta. Ah. Lui Nicos? Fosta iubită? Mhm. Cred că o rămân șocat. De ce n-ai zis nimic, mă? Surprize. Cum era să zic Alexandra? Și unde m-aș ieși eu, pot aici, oriunde? Aici, lângă mine. Aș. Ce faci? Să te bat. De ce n-ai zis, mă, nimic? Surprize. Surprize, a? Păi cum să spun? Cum adică, cum să spui? Păi, ai voie să spui așa... Trebuia să-mi anunci măcar pe mine. Bă, Alexandru, vezi că m-am înscris, vin și eu pe acolo, ne vedem, nu? Nimeni n-a știut. Nimeni n-a știut, nu? Nimeni n-a știut. Ce-a zis Nicos? Când te-a văzut? Mă, îți dai seama că și eu după ce l-am văzut, după atâta timp am rămas să-mi dai așa. Dar de cât timp nu v-ați văzut? De când a început el aici, bine, dinainte cu... Dacă n-am văzut în țară... 2-3 luni, cam așa, înainte să vin aici. Care este femeia spre care te-ai îndreptat așa? O le iei pe toate fizic, da? Nu le iei mental deloc. Le iei doar fizic. Fizic toate arată bine. Nu. N-ai cum să zici că toți sunt... O luăm și invers. Te-ai uitat la emisiune. Da. Deci oarecum știi ce ciripește fiecare dintre ea. Fiecare dintre ei știi ce ciripește, ce scoate pe gură. Da. Adică le-ai văzut oarecum un 10-20% caracter. Am văzut că Alexandra ieșea mereu în evidență. Era... Da, și zis că vrea să o cunoască pe Alexandra pentru că e o provocare. Nu, dar eu nu vreau să o cunosc pe Alexandra. Vrea să înțeleagă, deci, vrea să înțeleagă de ce Alexandra face. Da, Alexandra, lasă să cunoască băiatul pe care fata o vrea. Ce Alexandra, Alexandra? Da, nu mai bine te îndrepti. Când ajung, când văd Alexandra, ajung și aici. Da, se pare eu. Care vrei să o cunoști din alt punct de vedere decât să te îndrepti spre o femeie ca să vezi pentru ce face lucrurile alea? Corect. Nu, dar eu nu mă îndrept spre ea. Asta ai zis tu? Da, am înțeles. Eu nu mă îndrept spre ea. Eu nu mă îndrept spre Alexandra ca să o cunosc. Mă refer că nu mă îndrept doar spre ea să o cunosc. Nu, ăsta e scopul meu principal. Înțelegi? Da. Top 3? Da. Ma, nu mă luați cu topuri cu astea, că nu... Eu știu de ce am venit. Am venit aici pentru el. Vreau să... Pentru cine? Pentru Nicos? Da. Du-te-ți! Pentru Nicos. Hai că zicem la nuntă dacă e. Mai fi cu el? Păi da, trebuia să spun asta, nu? Trebuia, nu? Păi trebuia, ca să încerc și eu să scap de toate feeling-urile alea pe care le aveam. Ai scăpat de ele? Na. Na? Tot așa ești? Tot așa, și am și fugit de la nuntă. Nuntă, practică, trebuia să mă mărit. Serios? Ce? Cu cine? Ei, cu tot așa un fost cu care am fost eu vreo 8 ani de zi. Ai fugit? Da. Și? Și? Și ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? N-am putut să mă mărit. Am venit să-mi recâștig băiatul înapoi. Îl mai iubești? Da, logic îl iubesc, frate. N-am cum. Adică am încercat toate modalitățile posibile. Nu vrea să plece de aici. E strâns acolo și nu mai vrea să plece. Deci mie de ce nu vezi? Da, lucrurile astea. Ce a fost lasă, de la puiule, pentru nici. Ce a fost, a fost, voi ați încercat atunci, ți-am spus, încercați. Mă bucuram dacă reușea să faceți ceva. Chiar dacă eu sufeream și așa, nu? În continuare. Na, ce să zic? N-am nimic cu nimeni.
Dar nici n-ai WC să ai, că noi am vorbit despre chestia. Păi tocmai asta, ca să se înțeleagă, să nu se nască controverse. Tu atunci mi-ai spus că nu ai nicio treabă, că... Da, că poți să încercați o relație, da, să fiți ferici și așa mai departe. Dar nu ați reușit, trebuie să fie al meu. Doamne ajută! Doamne ajută, că tare dorul mie de el. Pe cine ai dat la dat? Bine, nu pe cine. Nu, dar ce tare. Ai fugit de la nuntă ca să-l... Deci asta da dragoste. Vorbeam cu George de faptul că am spus că vreau să te culc, că tu pentru mine ești o provocare. Nu știu, băiatul ăsta... Alex, ai ceva să spui? Poftim? Ai ceva să spui? Nu, n-am nimic să spun. A fost o discuție pentru că eu am spus că te privesc ca pe o că ești o provocare. Nu te privesc, ești o provocare. După felul în care te uitai când am ajuns în casă. Și de aici am început să mă contrazic cu George. Am înțeles, ok. Dar asta am spus-o și eu pe conexiune, că ai spus că sunt o provocare pentru tine. Poftim? Zic, asta am spus-o și eu pe conexiune, că ai zis că... Altceva? Ai înțeles? Da, Alex. Bă, tu cum îmi vorbești cu altceva? Da, cu tine vorbesc. Ia să nu mai vorbești deloc. Vrei să nu mai vorbesc deloc? Lasă că vorbim. Meda! Da? Ascultă-mă puțin, că uite și Marinescu tot îmi spune că te știe de undeva, dar nu știe de unde. N-am auzit ce ai spus. Mă auzi acum? Da. Am spus că și Marinescu mi-a spus... Băieți, stați un pic, că sunt și eu pe conexiune. Mi-a spus și Marinescu că te știe de undeva, dar nu știe de unde. Spune-le și tu la toată lumea că e frumos să spui și la public, și la fete, și la băieți, cu ce te ocupi, așa ca să nu îmi iau reproșul după aia, sau să da, te facă după să te simți prost. Da, Meda, eu am zis. Știe Marinescu, poate mă știi dintr-un club ceva. Sunt animatoare, dansez în majoritatea cluburilor, ca să zic așa. Dansez și dansuri orientale, fac evenimente. Foarte tare, da. Foarte... Nu, eu l-am întrebat pe Nicos pentru că mi s-a părut încă de când ai coborât scările că eu te cunosc de undeva. Și eu cu Nicos avem oarecum cam aceleași anturaje, să zic așa, sau locuri în care... Da, este posibil. Este posibil să mă fi văzut pentru asta, zic, nu știam de unde să te... Da, deci sunt animatoare și studiez medicina, dacă ești curios. Păi stai așa, cum că sunt capete opuse pasiuni. Oarecum. Păi sunt, într-adevăr, dar dansul este o pasiune. Pasiunea ta, medicina corect. La fel și ea este una dintre părțile principale ale vieții care în curând o să fie în viața mea. Un hobby. Și asta este. N-aș fi zis că poți să nu ești studentă la medicină. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Oameni noi în casa puterea dragostei, forțe proaspete, bună ziua băieți! Dar Română, înțeles, o fată și un băiat, bine ai venit Meda, bine ai venit Alexandru, Alex! Bine v-am găsit! Da! Cum vi se pare aici, Alexandru? Nu este. Îmi place foarte mult atmosfera asta, mai ales în casa băieților, înțepăturile astea îmi plac. Nu m-aș fi așteptat să fie așa tare din prima, dar mă bucur. Crezi că o să poți să faci față? Cu siguranță. Ești dacă nu, măcar voi încerca. E bine că ești pregătit pentru adrenalină, căci vei avea din pie. E un războinic, n-are cum să nu fie. Îi plac provocările, doamna Cristina. Of, 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 da, Alexandra, mai ales dacă interacționează cu tine. Zume, foarte multă adrenalină o să ai dacă vorbești cu Alexandra și cu Codruț acolo. Și cu Comăniș, domnișoara Cristina. Să rămână, domnișoara Cristina. Ce bună faci? Ziua, Codruț, bine. Tu eu ești Codruț, bine? Da, sunt bine. Să știi că-s supărată pe tine. Și eu. Numai dumneavoastră? Și eu sunt supărat pe mine, domnișoara Cristina, dar ce să mai zic de restul? Și eu. Păi cum așa? Ia, explică-mi tu. Poți să vorbesc eu? Te rog. Nu, dar povestești greșit, Codruț. De... Bă, taci, mă, lasă-mă să vorbesc, că spun eu, după aia spui tu. Nu te enerva, hei! O, domnule, nu mă enervez, doamne, fere, am l***tează. Măi, de ce? De ce? Îți recomand ceai de tei. Da, mulțumesc frumos. După aia el a început cu să se comporte urât cu mine. Cu oprește filmarea aia, că nu știu ce, că nu știu ce bun. Următoarea zi, toți la masă. Noi 4-5, eu, Romeo, George, rare și comunici. Trece el cu balea lui pe lângă el, vorbea la telefon. Uite, ești pe fraierii ăștia. Nu, n-am auzit. Nu. O zis, stai puțin că nu pot vorbi că-s fraierii ăștia la masă. Sau ceva. Vai. E, inclusiv nici atunci n-am zis nimic. Am mâncat, m-am ridicat frumos, m-am dus în cameră. Azi iar.
Codruț pe conexiuni. Nimeni nimic, Marinescu iar. Auzi, dar am mai auzit altcineva în afară, în afară de tine? Da, da. Toți. Eu n-am auzit, pe excepția lui George. Da, domnul Șara Cristina, eu după aia auzit, Marinescu... Mamă, uită-l și pe ăsta, mamă, iar mă uit la ăsta. După aia iar a început cu miștourile lui. Ce, Marinescu, ai adormit? Da, mi-sum. Păi, lipsă de respect, domnul Șara Cristina, cum pot eu vreodată să respect omul acesta? Uitați cum se comportă cu mine. Dar n-am nevoie. Nici măcar nu mă ascultă. Dar n-am nevoie. Păi dacă nu puteți să vă respectați, măcar să vă evitați, măi băieți. Da, el de dimineață. Eu sufăr de Marinescu. Doamna Cristina, el de dimineață a văzut că Codruț este nervos și știa că pasăre la el dacă îl va înțepa mai tare și îl va enerva. Și automat, tocmai de asta, a făcut lucrurile pe care le-a făcut astăzi de dimineață. Că el avea o discuție cu Rareș. Nici de cum cu Codruț. Toată lumea instigă. Băi, nu mai băga pe toată lumea. Nu. Despre noi doi, Codruț. Toată lumea. Da, inclusiv tu, inclusiv tu. Noi doi. Despre mine și despre el. Codruț, despre mine și despre el, el v-a băgat pe toți. El v-a băgat pe toți, pentru că eu am vrut să vorbesc de dimineață bună, doar eu și okay, cu Marinescu. Cum vrei să vorbesc? Ca să clarificăm toată treaba. Bă, vorbești, știi cum vrei tu. Continu. Spune cum vrei să vorbesc. Continuă, dă-i. Păi nu, spune cum vrei să vorbesc. Bagă-mă-te, vorbesc cum vrei tu, ca să înțelegi. Hai, fă lumină, Marinescu, zi. Da, domnișoara Cristina, aici, în casa puterea dragostei, toată lumea instigă pe toată lumea, toată lumea jignește pe toată lumea, toată lumea folosește, fac niște acțiuni așa mai de neexplicat și mai urâte față de toată lumea, ca apoi toată lumea să vină și să spună aici, domnișoara Cristina m-a instigat, mi-a vorbit urât. Dar voi toți faceți lucrul acesta, înțelegi ce vreau să spun? Mai mult decât atât, să revin asupra... Asta a fost așa, că am vrut să sublinez. O paranteză. Un lucru aici, în casă. Da, introducere. Acum trec la cuprins. Referitor la acest subiect, domnișoara Cristina, după gală, eu am fost mai afectat. A fost afectat că la bani. Nu, am fost afectat în alte prizmințe. Aci mă, când jurai afară și te vei, tare nervos. Mamă, iar o luat asta banii, mamă, nu se poate așa ceva. Nu, dar eu am o susținere foarte mare din partea lumii de acasă. Și poate că am fost oarecum frustrat. Atenție la limbaj, Codruț. Dar am urcat la masă domnișoara Cristina și eram într-o stare mai... eram foarte nervos. Zi, Marinescu, te rog. Și am urcat la masă domnișoara Cristina și eram în apel cu cineva, vorbeam și la care l-au pe comănici, îl au pe Codruț în același timp, făceau caterincă de mine. La care eu... Nu ți-i rușine, băi, nu ți-i rușine că te... Codruț! Nu ți-i rușine, mă? Nimeni nu ți-a zis nimică. Cum, du-te. Cum nu mi-a spus? Afară, du-te, du-te, du-te. Păi cine ți-o zis? Păi vă rog să încetați, altfel vă închid conexiunea, măi! Domnișoara Cristina, asta minte cu nerușinare. Nimeni nu i-a zis absolut nimic. Dar puteți să ajungeți la un numitor comun. De la ud cu minte, n-am cum, n-a zis absolut nimic. Domnișoara Cristina, eu cântam. Cântam așa. Ce dimineață, cu lacrimi pe față. Îmi place mie melodia aia. Care este problema? El e Șușan, uitați. Tu ce ai pățit? Ce am pățit? Astăzi ești foarte nervos. Sunt foarte nervos? Da. Da, nu mai... Domnișoara Cristina, nu mai, dacă nu, nu este... mai pot să duc foarte multe lucruri aici în casă, domnișoara Cristina. Și mă deranjează foarte multe chestii pe aici. Și le-am spus, le-am spus băieților că sunt foarte rece, nu mai simt absolut nimic. Minț. Nu mă mai afectează absolut nimic. Și este posibil, dacă se mai ridică cineva la mine, domnișoara Cristina, să plecăm mai mult. Asta e domnișoara Cristina. Nu ai fost la nicio stat așa. Dar nu e adevărat. Și atunci când eram la hotel la masă, că îmi spune mie ce am făcut atunci la masă, i-am zis da. Eram într-o stare în care aș fi putut să reacționez și nu mă interesa că puteau să fie 5, 6, 7, 8. Aș fi reacționat. Păi, dar eu am înțeles. Voi sunteți băieți, aveți duelurile voastre, dar chiar nu le puteți gestiona în niciun fel. Altfel, altfel. Domnișoara Cristina, eu l-am zis că ne... Și că încă o dată, dacă ne vom mai ridica la el, o să iasă foarte urât. Dar de ce ajungeți la astfel de amenințări? Păi, de ce? Pentru că nu mai poate, domnișoara Cristina, nu mai poate să aibă două personalități non-stop. Mai cedează omul. Păi și voi de ce întindeți coarda la maxim? Păi dacă omul îi place... Dar el a început doar pe mine m-a învățat mama, dacă la un om îi place ceva, să-i dau. Îi place de mâncare, îi dau de mâncare. Nu pot să-l fac să sufere. Alexandru, tu ești nou venit, ai fost într-o competiție sportivă. Cum ți se pare atmosfera din casa băieților, duelurile dintre ei? Atmosfera mi se pare tensionată, dar e bine să se întâmple chestia asta pentru că spun toate ofurile în emisiune fără să fie nevoie la hotel să mai existe discuții. Crezi? Dar din câte se pare, da, aici voiam să ajung, din câte se pare, nu
prea pot să șec, nu prea, nu își prea pot exprima tot ceea ce simt în emisiune și se păstrează pentru hotel, lucru foarte aiurea pentru el, omul. El, Alex, omul, Alex, nu, o paranteză, el nu poate. Zic în general. Pentru că omul de la televizor te apreciază pentru ceea ce ești tu în fața televizorului, nu te apreciază pentru ceea ce ai făcut sau probabil altcineva, din ceea ce ai făcut tu la hotel, altcineva vine și povestește și probabil mai înflorește. Că nu... deci, trebuie, deci aici trebuie auziți, să... auziți, băieți, credeți că reproșurile voastre pe care le-ați adus de-a lungul timpului lui Marinescu l-au făcut să fie altfel și la hotel? Că voi spuneați că la hotel este apropiat de voi și așa mai departe. Din ce înțeleg eu, aici în emisiune trebuie să vii, să fii la pacifistul, să fie la calm, la calculatul și în afara hotelului trebuie să fii natural, nu? Nu, mă, el păi și când era apropiat de voi, era după cuvinte. Dar Cristina, mie mi s-ar părea ok ca să fii același și la TV și în afară, să fii tu, să fii tu însu, să fii natural. Asta consider eu. Da, dar uite, de exemplu, ești nervos, ai ceva cu el, îi spui în față, nu aștepți la hotel, l-aștepți după ușă și spui. Băi, Alexandru, nu l-aștepta nimeni după hotel sau după ușă. Nu l-aștepta nimeni la hotel sau după ușă. Nu, mă refer în general, am dus-o exagerat. Zic așa, când ai ceva să îți zici, eu nu am zis să fii tu în emisiune și la hotel să fii altfel sau invers. Uite, exemplu. Am zis că n-ai anumite frustrări, ți le exprimi în emisiune ca să ți le exprimi față în față ca să vadă și lumea cum ești cu adevărat. Dacă te duci în hotel și păstrezi frustrarea de la emisiune, nu faci nimic. Simt presiune din toate părțile. Nu mai poți mai fi fals. Atât eu mă simt, nu știu, sunt și obosit și fizic și psihic. Și atitudinea băieților nu mă avantajează cu nimic să-mi schimb eu atitudinea. Fetele la fel, nu știu, nu... Ți se pare că și fetele și-au schimbat atitudinea? Da, doamna Cristina, după ce vine și ne face pe față, mai de trebuie scalate. Să fii cineva. Apoi, nu vă supărați, cazul era să vă schimbați și voi atitudinea. Toți din casa asta. Era ca și cazul să vă schimbați și voi atitudinea. Ce atitudine poți să mai ai de o asemenea persoană care în sfârșit și arată adevărata față? Da, Mariana, nu mă interesează. Nici pe noi nu ne interesează. Bine, Mariana. Ai săturat să fii acea persoană bună și cu minte care ai încercat să o joci, dar na, într-un final... Lasă, Mariana, că știm, demonul din... Mariana, știm cu toții cine ești tu, de fapt și de drept. Da. Problema este, da, lumea de acasă știe cine ești tu. Ăștia de pe lângă cine ești. Cine este Mariana Darilenko? Cine este? Da. O îmbârligătoare. Da, ai, mulțumesc. Da, îmbârligă pe toată lumea. Te pup rău. Nikos! Mi-ai fericit, Alexandra, observ. Cum ești? Șocat, plăcut, surprins și panicat. Au, de ce panicat? Nu știu, am... Crezi că nu o să poți face față dorințelor lui Meda? Că o auzeam spunând că s-a întors pentru tine. Mă rog, s-a întors din relația ei. A făcut stânga împrejur și a venit spre tine. Domnișoara Cristina, eu când am vorbit ultima oară cu Meda, pentru că noi chiar dacă ne-am despărțit, am mai știut unul de altul, chiar dacă nu ne-am văzut, am mai știut unul de altul. Sincer să fiu... Noi nu ne-am despărțit pentru că ea făcea ceva greșit sau eu făceam ceva greșit. E ca un fel de filmele cu proști. O relație imposibilă, ceva de genul, la mai multe capete. Și ultima oară când am vorbit cu ea, mi-a dat efectiv cu un bloc de 10 etaje în cap, că mi-a spus că ea se mărită și că nu mai are cum să discute cu mine, nici măcar ca prieten. Meda, dar tu spuneai că te afecta. Când vedeai la televizor că Nikos se apropie de alte fete. Și ai și numit o fată, este Alexandra, fosta ta prietenă sau sunteți prietene? Nu, nu am absolut nimic cu ea. Mi-am spus atunci, într-adevăr, să încerci o relație cu Nikos. În schimb, pe mine mă durea și mi se pare normal. Bine, eu nu vreau ca ea să știe că pe mine mă afectează lucrul ăsta, pentru că voiam totuși să încerce să fie fericiți. Am lăsat suferința mea deoparte pentru fericirea lor, ca să spun așa, într-o mare parte. Am văzut că nu au reușit nimic și atunci am spus, nu mai pot să-l las. Dacă reușeau, nu știu, pe parcursul relației lor poate interveneam, nu pot să știu, pe baza sentimentelor pe care le aveam și le am în continuare, ce puteam face. Pentru că sunt niște sentimente foarte puternice, nu sunt de acum. Am renunțat la... foarte multe lucruri, ca să zic așa, și aici, în tema asta, să fie fericiți.
Dar în momentul în care Alexandra și Nicos au ajuns la acele discuții nu tocmai plăcute, ai încercat cumva să intervii, să-l contactezi, să vorbești cu el, să-i spui să se oprească? Nu, nu am făcut nimic în genul ăsta, i-am lăsat pe ei să-și rezolve problemele așa cum știu ei mai bine. Nu am vrut să intervin tocmai pentru că mi-am dat oarecum la momentul respectiv acordul ca ei să poată să facă o relație. Dar erai de acord cu atitudinea lui? Atitudinea lui față de Alexandra sau față de mine? Față de ea. Atunci când comentez... se purta, mă rog, nu tocmai frumos. Nu știu, fiecare om reacționează într-un anumit fel atunci când se supără, când e nervos, când... Doamna Cristina Meda m-a avertizat dinainte că Nicos așa va face dacă îl voi supăra. Că am avertizat. Eu am spus că e o fire mai impulsivă. Și când cu toate astea îți dorești mai... să fii alături de el. Da. Cu toate astea îmi doresc să fiu alături de el. Nu te deranja că vorbea cu aia? Poate vorbi cu cine dorește el. Știu că e doar al meu. Și o să fie doar al meu, chiar dacă momentan nu suntem împreună. Ia uzi, măi, Nicos! Ce hotărât! E șocat, Nicos. Da. Auzi, Meda, dar crezi că va exista posibilitatea ca Alexandra să te deranjeze sau enerveze vreodată aici în casă? Nu cred. N-ar avea de ce. În primul rând, ea are relație. Nu cred eu că mai are ea treaba acum cu Nicos să... Plus de asta... Mădă, te auzeam astăzi vorbind despre Marinescu și anume că făcuse un fel de promisiune, dar nu s-a ținut de promisiune. Da. Despre ce e vorba, ea? Așteptam ciamponul și balsamul. Ia auzi, Marinescu. Ce ai, măi, Mădelina, n-are bani dacă... Ai dezamăgit-o pe mână. Nu i-a spus lui George să-ți aducă? Nu, a zis el că în gal, la favorit, la aduce favorit, el. A spus că în gal îi cumpără. Zi, Mădelina, te rog, te ascult. Am spus supărată pe așteptat... tine. Nu sunt supărată, doamnă. Nu. Lumii. Ei, ce așteptări ai de la mine? Ce vrei să-ți aduc? Că-ți fac cadou dacă vrei. A, tu, așa, tu și cadourile. Marinescu, tu și, exact, tu și cadourile. Stai așa, că ziceai că ești fată cu minte. Bă, că tu mă îmbârliși pe mine acum. Vorbeai acolo în spate cu mine, că să-ți... Vorbeai cu Mariana sau cu aia nu lângă tine. Că știai că o să se ajungă aici să vorbim și să ne tachinăm un pic. Nu, Marinescu, dacă eu vreau să vorbesc cu tine, vin la tine și vorbesc. Păi nu, dar nu mai ești fata aia rușinată, te întreb și eu. Poftim? Nu mai ești fata aia rușinoasă, te întreb și eu să... Da, ți se pare că... Subiecte? Ce treabă are rușinea cu... Hai, Marinescu, poartă o discuție despre... Hai, Marinescu, dormi! Hai, noapte bună! Păi nu, dar tu m-ai băgat în seamă, Mădălina. Tu m-ai băgat pe mine în seamă. Vrei să ți-l aduc? Ți-l aduc dacă vrei. Am observat că te-am deranjat, n-auzi? Ok. O să-ți aduc. Hai, auzi, Marinescu, dar de fiecare dată când spui și tu câte ceva, intervine Mariana. Ba, te face zgârcit, ba, spune că dacă te zgârcit, doamna Cristina, cum să-i promiți unei fete că-i cumperi ceva și nu-i cumperi nimic? Mariana nici ea nu mai știe în ce tabără e cum e domnișoara Cristina. Cu când tine sunt lângă ea, fost vreodată când sunt lângă ta, domnișoara măi, Cristina, băiatule. Te scurge efectiv. Mariana, are și momente în care mă atacă. Mariana. Nici ea nu mai știe în ce tabără e. Mariana, în ce tabără e, spune-mi. Domnișoara Cristina. Sunt undeva Mariana. La mijloc. Doamna Cristina, da. Și Mariana a făcut o promisiune, că dacă se întoarce rar își face o relație cu el. Așa că să nu vorbim de promisiune. Stai puțin, nu a făcut o promisiune. Ia auzi, Mariana, ce spune promisiune. Nicos. Da, Nicos, am vorbit foarte multe lucruri. Am mai auzit asta de la tine. Păi da, dar eu spun ce-ai spus tu pe gură. Și gala favoriților, vină și tu cu ceva nou la adresa lui Mariana. Eu spun ce-ai spus tu pe gură, Mariana. Te bucurau, Nicos. A zis că poate. Eu am fost preocupată să mă dea pe mine în gât când am fost de rebelion la ele. Aha, și ce te-a deranjat, observ. Dar cum să nu mă deranjezi, domnișoară Cristina? Doamna Cristina, eu sunt o persoană care atâta timp cât persoanele din jurul meu mă respectă, le ofer și eu respect la rândul lor. Așa și eu te-am respectat? Așa că mi-asum ceea ce am făcut și nu mă deranjează și eu să mă deranjeze ce uite că mă deranjează pe mine. Dacă tu ai de gând să fii în această casă și să încalci regulamentul ori de câte ori ai chef tu. Am de gând să încalc regulamentul, dar mi-ai promis. Ai promis că eu m-am certat cu Codruț. Codruț susținea sus și dar tare, nu mă că nu Mariana a fost cea ce care faci sunat. Tu la hotel cu Codruț, unul la mână și doi la mână. Da, am spus. Doamna Cristina, da. Măcar Mariana, dacă nu vrea să fie... Ar trebui să fie rușine? Nu, ar trebui ție să-ți fie rușine pentru ce ai făcut, nu mie. Doamna Cristina, da. Măcar Mariana, dacă nu vrea să-și asume că a zis că o să fac o relație cu Rareș, să rămână în continuare așa, să nu facă nimic, să nu-și facă nicio relație, dar pare să nu mai fie contagioasă. Atâta tot. Da. Nicos, noi nu punem presiune pe nimeni, ei știu mai bine ce au de făcut. Ați plictisit contagioasă, ați învățat și voi ceva din dexul ăla, mai schimbați replicile. Internet. Marinescu și George, ce aveți de împărțit acolo? Spuneți-mi și mie, vă rog. Domnișoara Cristina spunea că ea l-a băgat pe conexiune și i-a spus că nu a zis nimic rău de el, a zis doar că
trebuia să-i aducă șamponul mult promis, iar el, din punctul meu de vedere, avea două răspunsuri. Ori că a uitat, ori că a glumit. Așa, Cristina, da. George o lasă pe Mădălina să, să vorbească numai când spune ceva ce-i convine lui George. Mai, când da. Nu vrea să vorbească hai, George... Nicos. Păi, dar de ce nu te lasă George să vorbești mai mult? Că știi că scoți mai prostii pe gură, dar nu te lasă. Măi, Nicos, Nicos, vede-ți de povestea ta de dragoste și lasă-ne până că ne-ai obosit. Te-ai obosit cu textele astea, băiatul meu. Păi da, păi tu atragi atenția împreună cu Mădălina de respectul ăla. Când o să ai tu o relație cu domnișoara în speță, Meda, dacă vrei să-i pune la gură, pui, dacă nu, lasă-ne că m-ai obosit pe mine. Te bași cu relația mea. Te bași cu relația mea, vezi relația ta, băi băiatul. Da, da, iubirea mea. Dar nu mai țipa, că poți să țin și mai multe. Iar nu mai țipa toți, lăsați-i pe George, Mădălina și Nico să-și rezolve este preos. Este prea atacat domnișoara Cristina de ceea ce spun eu. Dar și ăsta e adevărul. Da. Când, e, când știe că urmează să zică Mădălina, hop, îi pune leucoplastul. Când spune ceva ce-i convine lui, auzi? Îi scoate leucoplastul. Ce i-am spus? Poftim? Ce am mai vorbi de respectul în relații când tu dansai pe masă când aveau un deces în familie. Te rog frumos. Aceeași chestie de două săptămâni. O să ok, o să okay eu spun acum. Ce vrei? O, te votăm așa cum te votăm. O, doi, doi. Toată brigada mea te votăm. Doi. A, păi ziceai că n-ai brigadă. Iubire, auzi, George, ia calmează-te și stai în banca ta, că nu hotărăști tu cine pleacă acasă. Bravo. Dar lăsați-mă, lasă-mi Maria. Maria. Nu am zis că hotărăsc eu, dar nici el nu este în măsură, că m-a disperat și în gală pe subiectul ăsta și acum se dă mare... Își dă mare Maria, importanță. Da, George, Maria, nu vă mai agitați. Din ce stat a venit? Maria, a lăsat pe televizor două, trei săptămâni. Maria, am exemplu perfect. Maria, nu vă mai agitați, mă, că glumesc. Nu am nicio putere, nu glumesc. Nu mai agitați. Am înțeles, George. Bine, hai să te întreb ceva. Păi dacă este o glumă. Uită-te, Maria, te-ai trezit? De ce ai pretenții de la Marinescu? Că el te caută pe tine de fiecare dată. Dar acum a fost exemplu de față când l-a căutat Mădălina. Nu, nu l-am căutat el. Nu l-am căutat. A găsit aia și am zis că nu mi-a adus șamponul și bani să l-am vorbit. Doamna Cristina a adus subiectul. Voi ați vorbit acolo. Știați foarte bine că o să aduc aici. Care probleme? A vorbit între o casă și dat cu părere. Lasă-mă cu de-astea. Asta eu am la brațul meu. Săptămâna trecută, efectiv, m-am jucat cu anumite persoane și am vrut eu. Unul la mână, unul la mână. George, am spus ești expirat și ești scuzit. Am spus, Cristina, nu mai încerca să induci lumii de acasă. Aia, Maria, lasă-mă să vorbesc dacă sunt aici. Că tu hotărăști, că nu te joci, că nu te joci. Maria, mă lasă să vorbesc. Dar poate e șeful meu. Doamna Cristina, o săptămână întreagă. Hai că poate e șeful tău. O săptămână întreagă s-a făcut. Noroc că l-ai văzut pe George acolo. Dacă nu, asta e vorbe. Doamna Cristina. Stai, Nicol, te rog, așteaptă puțin. Doamna Cristina. Stai puțin. Deci, George, am vrut să fac atunci următoarea... Atunci să vorbiți cu Nicos. Da, ok, am vrut să fac următoarea remarcă. Nu mai zic. Yeah. Vreau să aude și Alexandra chestia asta, că ea poate nu știe. Să știi că ne-am jucat noi, ieri alaltă era Alexandra, George a fost primul care îi făcea așa lui Codruț. Da, vezi, știu, mă, da, știu, am văzut pe puțin. Știm, am văzut. Ce, mă? Am văzut Nicos. Da, nu te, nu te respectă. Spui, nu te respectă, Alexandra. Nu te respectă, Alexandra. Știu, așa, și eu vreau să spun un fel următor. Și eu vreau să spun un fel următor. Ești plictisit, băi, cu vrăjala asta. Vreau să spun un fel următor. Înainte să Alexandre, dai Alexandre, e o vrăjeală curată. Nu este, nu este adevărat. Nu este, că te-am văzut și pe corect. Romeo făcea. Din momentul în care așa, în casă, George, tu tot îi spuneai, spune-i, spune-i că greșești. Prima dată eu eram lângă Codruț, nu era George. George era pe canal. Acum 3 zile, Mariana, când am vângă la favoriți. Nu, nu de gara favoriților. Nu, poți înainte. V-ați discutat toată săptămâna trecută, una într-una și nu te pun mai pe tine. Spun în general. Ați făcut Dita mai scandalul 1. Că am dat eu voturile și este Mădălina favorită. Eu am stat foarte liniștit. Alții s-au agitat în preajma mea. Și 2. S-a agitat iar toată casa când am spus că votez Andrada. Și de fapt nu votam niciodată Andrada. Deci două subiecte în care s-a făcut Dita mai amploare. Lasă-mă doar un pic. Știi care este diferența? Seara când chiar când tu ai spus că votezi pe Andrada, eu i-am spus personal Andradei, poate să confirme când o să vină, nu te votează. Pentru că nu-ți ales prostia, ți-a mai zis George. Și te înțeleg foarte bine, te înțeleg foarte bine ce faci. Când zici la mișto, când încerci păi, să vezi... Maria, dar fii atentă, nu ești tu pusă în speț acum. Vorbesc că, vorbesc că au vorbit săptămâna trecută pe două subiecte. Am înțeles, într-una, dar... când de fapt n-a fost nimic. A, vrei nimic să zici că ai subiectele și am vorbit noi de asta. Ai văzut? S-a dat foc
Dar nu! Nu este adevărat! Aria! Nu este adevărat! Aria, cu i-am voturile... I-am spus și Andrade, vezi că a vorbit și cu Andrada despre asta. Cu voturile? Vezi da. Că cu voturile nu eu am adus discuția, alții au creat subiect. Tu ai adus discuția și... Nu este adevărat! George, ce faci tu? Tu te joci cu ei de la tine din casă, că ei încep, că l-ai adus pe Rare și pe Codruț. Știai foarte bine, dar foarte bine știai că o să sară în sus. Când o să-i aduci în discuție, da, pentru că ai zis, da, Andrada, eu te votez de azi înainte. Astea au fost cuvintele tale. De ce? Nu știu mai înainte cine au fost. Așa, Maria, și dacă eu am spus că vreau să o votez și n-am mai votat-o? Știai foarte, nu, 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 eu știam că nu o votez. Ce-a luat cu toată lumea? Auzim, vorbește încet. Păi dacă mă enervează și vorbește pe mine. Dă-i enervat, dar surzim cu toatele, te rog, mai încet, auzim. Pune Maria, pune Maria. Știam foarte bine. Cum? Știam foarte bine. Uite, tu știai, dar alte persoane care au luat foc nu știu. Nu e adevărat, măi. Băi, Maria. Asta zic. Dacă tu știai, uite că na. Vezi că te joci tot cu haita ta, te joci. Nu se poate, uite că m-am jucat. Maria. Uite că m-am jucat. A luat foc foarte multe persoane. Dar te joci cu oamenii care spui că sunt dragi. Maria. Asta este problema. Ascultă-mă puțin. Că doar ei iau foc. Maria, săptămâna trecută a tăcut asta numai așa, ca la spa, cum spune el, că a plecat strategia cu voturile din partea la toți. Da. A văzut că nu a ieșit, acum iar a ieșit cu sulița. Domnișoara Cristina, vreau să întreb și eu. Cât m-am văzut eu azi pe ecran? 48 nu știu, George, că nu vă țin eu minute. Contul. Păi despre ce vorbim? Iar vine deci cu niște acuzații. Păi dacă iubita ta îl înțeapă pe Marinescu, chiar vrea să primească... El s-a băgat în discuția cu mine când e vorba de Codruț. El se bagă în discuția în relația între mine și Mădălina. Că de ce nu vorbește? De parcă e treaba lui, de ce nu vorbește iubita mea? El intervine mereu și mă bagă. Pentru că ai obosit și tu. George, hai să-ți explic unde ești. Meda, te rog frumos să... George, mai calmez, nu băga femeia. Îl fac să îndrăgostească. George, că eu încerc totul să prind acum ce se întâmplă. Unde ești, îți spun eu, după cum vezi să bagă în alte relații și dă și el cu părerea în loc. George, dar tu când ai părerea în loc. Când vorbesc cu Meda, ridic eu două degete. Pe rând, vă rog. George, pot să zic și eu ceva? Da, Maria. Hai să zic unde ești. Ești la o emisiune televizată aici. Toți care sunt aici, aici are dreptate. Păi care sunt afară, tot pot să-și dea cu părerea. Și care e problema voastră că a vorbit astăzi Mădălina de Marinescu? Vorbea Marinescu, el a creat acel subiect. Dar nu am vorbit eu, atât am spus. Pentru că vorbești ca să mi-aduc ai vorbit pe rând, vă rog. Vorbește de două ore. Și comentariile care o să le primești în adresa voastră. Ce să înțeleg eu? Că eu prima ca să fiu eu, George și public. Pe rând, vă rog. Tu ai spus că ei mă fac pe mine cap, ei mă consideră pe mine... Tu, Nicos, Marinescu, Nicos, tu, Andrada, ok, te pot tine, Andrada, toți trei, voi mă faceți cap, nu eu. Am voi mai, ceva, vă rog, ei mă intitulează, nu mă intitulez, eu îmi pare rău. Mai, dacă nu sunt cuvintele mele, nu le pot explica. Mai devreme, doamna Cristina, tu Maria, ești, uite nu că tu n-ai fost pe fază. Te joci cu Maria, tu nu erai corect. N-am înțeles, vorbiți amândoi, nu mai devreme, doamna Cristina, era să se întâmple un act de violență, pot spune, între Codruț și Marinescu. Eu nici măcar nu m-am ridicat de pe scaun. Doamne ferește să se ajungă până acolo. Eu nici măcar nu m-am ridicat de pe scaun. Dacă eu făceam o brigadă cu Marinescu, probabil zic că interveneam. Ce treabă are asta cu ce vorbim noi? V-am zis, voi de două săptămâni nu vă înțepați odată. Odată nu vezi, mă, că te panichezi acum, dai în Andrada, dai în mine, dai acolo, dar nu mai știi ce vreau să iei. Andrada, se pare că am dat cu ceva în tine? Tu dai în noi de când George te-a votat, așa că termină cu prostea. Vreau să o aduc pe mâna înapoi, vreau să o aduc pe mâna înapoi. Doamne, auzi, Nicos, dar de ce spuneai eu? Noi, fetelor! Vreau să o aduc. Nicos, de ce spuneai că Mădălina scoate numai prostii pe gură? Domnișoara Cristina, George o lasă pe Mădălina să vorbească 3 minute pe zi, ca la sanatoriu. Și când vrea să vorbească și fata mai mult, poate zice chestii bune, poate zice chestii rele. Apare decanul George, care are dreptate de 3 sezoane, și îi pune bocancul la gură. Domnișoara Cristina, atât de important suntem pentru Nicos încât face vloguri cu noi. Așa că ce să zic, îi mulțumim că face bani pe spatele nostru. Ia uite, să vă dați seama cât de important e George cu Mădălina pentru Nicos. A ajuns să facă vlog despre noi. A beneficiat odată de bunul meu simț și respect și când am făcut un vlog cu cineva, l-am sunat ca să vedeți ce însemna omul ăsta pentru mine. L-am sunat să-i cer voie. Bă, de când îți cer eu ție voie? Fă-i bani acolo pe vlogurile tale despre mine și stai liniște acolo. De când îți cer eu ție voie? Hei, 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 atenție la limbaj. Păi mi-ai cerut. Ca să vezi cine pe cine a respectat. Și în continuare faci vlog. Păi ți-am cerut voie și Mădălina am auzit un răspuns din partea ei, zici că ca la un cățel mi-a dat voie. Păi de acum te iau și te plimb pe aici.
Eu? Plin? Bă, astăzi, în subiectul de astăzi, Mandalina l-a deranjat pe ăsta. Pe cine plin tu, mă? Păi Nicos! Pe tine! Pe mine, tu vreodată! Nicos! Te plin cu două mâini! Niciodată nu o să mă plin tu, mă! Nicos! Niciodată, îți dau scris! Îți dau scris! Gata, gata! Gata, gata! Gata, gata! Gata, niciodată nu mă plin! Îți demonstrez sufletul că nu mă plin niciodată! Te plin cum vrei tu! Ia lăsați pe Mandalina și pe Nicos, vă rog, zi! Când el a făcut plăcumona... După mine, viața ta nu o să mă plin! Iubire, stop! Gata, te rog frumos! De acum încolo, domnișoara Cristina Nicos, linie moartă! Gata? Linie moartă! Subiecte, zero! Am mai auzit de asta! Zero! Nu poți? Da, așa vreau eu. Nu, așa vreau eu. Nu, doamna Cristina, nu mai este Georgiola de la Gata. Pentru că ți-a plecat o roată de la brigadă. Gata, bam, bam, bam. S-a plisit, ori a obosit, ori nu mai are argumente, ori nu are răspunsuri pentru Nicos, pentru ceilalți care vorbesc, oriceva, ceva este în regulă. Alexandra, oficial. Alexandra, nu știi. Alexandra, nu știi. Nu mai poate, nu mai face față. George în emisiune. George în emisiune. Alexandra, George în emisiune zice că fac ce vreau. Am obosit, Alexandra, mă simți? George a vorbit pentru Codruț? Nu Codruț pentru bine, hai să vă dau eu. Alexandra, am avut eu niște dezbateri cu Codruț, o secundă. A, și dimineața când te-am întrebat dacă știi ceva? Nu, 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 mă refer la... Fii atentă, Alexandra, Alexandra, îmi spun că eu știu tot, mă refer la altceva. Nu George cu Codruț, că ești pe doară. Mai devreme și ce vrea să vină? Vrei să vină George la tine să-ți spună că Codruț vorbește nu cu... Era frumos să spună. Hai, lasă, dar George să lasă-mă, Alexandra, că nu mai veni, frate, să strigă. Du-te și ia de urât pe Codruț, nu pe George. Chiar du-te, ce-a venit George să strigă. Mădălina, Mădălina. Deci a venit George în emisiune și a strigat că eu îmi bat joc de Codruț. Dacă n-aș chiar, atunci, în momentul ăla, zbătă-i joc. Eu, da. Eu când aș știa ce face Codruț la hotărâi. Băi, Alexandra, nu s-a referit la ce s-a întâmplat acum. Nu mai veni cu niște acuzații, că mă repet. Nicos, mai înainte am vrut să vorbesc cu tine și mi-ai întors spatele. Acum stop. Te întreb și eu ceva. Iar dai sfaturi de relații când tu n-ai avut o relație în viața ta? Tu ai spus. Oare? Tu ai spus cu gura ta acum 3 luni că tu n-ai experiență de viață. De unde ții toate sfaturile astea dacă tu n-ai din trecut buzunar. Prin situații? Din buzunar. Buzunar. Altceva? E, atunci auzi, Nicos, Nicos. Da? De ce nu mai ai pe Codruț săgeată? Pentru că e domnișoara Cristina. Dacă a ajuns să le facă bătăile la băieții ăștia să plece el acasă, o să plece Codruț acasă și rămâne cu respectul lor. Adică cu zero. Da, domnișoara Cristina, m-am prins băieții să mă bag cu careva. Bravo, mai apărut tu pe ecran. Bravo, băi, băiat. Total neadevărat, domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina, bravo. Ascultați-mă aici. Băi, vot Nicos și pe Instagram, cum am? Domnișoara Cristina, aia gândiți-vă. Dacă nu era George acum, mai vorbea Nicos. Nu mai vorbea. Că a vorbit despre el și despre Meda, a vorbit 2 minute. Despre George și despre Mădălina a vrut o jumătate de oră. Cred că contrazic pe Nicos. Te pupam că să-l contrazic pe Nicos. Așa. Țin să-l contrazic. Te pupam călcâi. Auzi, Codruț, întoarce-te puțin să te văd și eu, că stai așa într-o rândă. Tu vorbești cu mine de pe și explicăm și mie. Bă, ia-ți mă, să mi-a dat moment de nici, lasă-mă să străiască. Lăsați-l pe Codruț, vă rog. Ia-ți-o, măicuță, și lasă-mă. Oprește-te acolo. Ia-o, măicuță. Băi, încă o dată mă repet și mă voi repeta. De ce o numești măicuță pe Mădălina? În fiecare episod. Tu mai deranjează să vorbim, poate deranjezi eu. Ce să deranjează să vorbesc? Stai, rog frumos, stai puțin, Codruț. Te-am fiert. Nicos și George, ce aveți, măi? Tremuri? Ai nervi? Băieți! Eu. Nu te descurci sau cum? Nicos, nu te mai apropia de el. Stai la distanță, te rog. El votează Nicos. Am tensiunea normală, domnișoara Cristina. Foarte bine. Dați-i domnișoara Cristina mai multe pixuri și mai multe foi, că s-au împotrivit ca mulți. Vezi, poate îți dăm ție. Domnișoara Cristina. Da. Mădălino, eu cred că e caz să te întorci la mănăstire, că la ora 8 se bagă în tempo. Stai tu, potolit, în banca ta. Hai, stai cu minte. Stai tu, potolit. Da, Codruț. Vă rog, lăsați-l și pe Codruț să spună ce are de spus. Pe drumul la vorbe, Mădălino. Bă, dar mă las să vorbesc și ultima. Nu pot, Nicos, nu pot, iartă-mă, nu pot. Îmi cer scuze, ai dreptate, te întrerup, dar nu pot, nu pot. Bine, te rog eu acum, lasă-l să vorbească și pe el. Zi, ia pe George în grădină dacă vrei să vorbești cu el. George? Cine? Dacă vine în patul la beliau. Aoleu, mai bine du-te la cafea. Zi, Codruț. Bă, dar ăștia sculmea, bă, vă știți sculmea. Unul la mână, nu mă interesează ce spune Nicos. Poate să afirme el cât vrea că sunt o săgeată, că sunt, mă pun băieții să fac nu știu ce. Nu m-am luat de Marinescu că m-au pus băieții, m-am luat de Marinescu pentru că pur și simplu am cedat și m-a enervat. Înainte de asta am avut o discuție cu Alexandra, care
Și de acolo m-am supărat puțin și m-am enervat. Am ajuns aici, a început să mă ia la mișto și n-am mai rezistat. Ești gelos? Da, îs. Pe Alex, băiatul cel nou. Nu știu încă. Sunt la Cristina, păi și până la urmă ne chemați sau nu camera roșie? Vrei? Pentru că-ți dorești atât de mult, vă trimit chiar acum. Vă rog să mergeți în camera roșie. La prima vedere, ți-a atras Alex atenția făcând abstracție de Codruț. Păi i-a spus și lui Codruț. Ia spune, Codruț, ce ți-am spus? Nu știu ce ai spus, spune-mi mie. Că? Da. Da, ți-a atras atenția? Iau! Frumos, domnișoara Cristina. Măcar eu de când sunt în competiția asta n-am avut. Dar nu o cred. N-am avut ochi pentru altă femeie. Dar ea are ochi pentru oricare bărbat care intră. Crede-mă că dacă voiam să văd reacția lui Codruț, făceam altceva, stai tu liniștit, nu asta. Da, da, da. Ai înțeles, Alex? Domnișoara Cristina, de când sunt în această competiție n-am avut ochi pentru nicio fată în afară de ea. Bine că ai avut în afară competiție. Dar ea are pentru fiecare bărbat care intră. Am și o să am în continuare. Bravo. Auzi, Alex, dacă ți-ai da posibilitatea să o chemi acum în camera roșie pe Alexandru. Aia are vrăjeala asta cu camera roșie. Ce faci, măi, de ce te ridici așa? Asta, camera roșie, asta da, este camera roșie, camera roșie. O să aibă camera roșie mâine și o să o chemi dacă vrea. Când te-ai învățat să stai cum trebuie la cadru, să te vedem și noi, va fi foarte bine. Aceasta este puterea dragostei Codruț, puterea nervilor. Stai jos și... încearcă o să te concentrezi. O să aibă băiatul cameră roșie mâine și o să poți să-ți controlezi nervii. Nu acum, acum e pe final. Hai, lasă, nu, nu te agita, faci tu regulile aici? Nu, magit, zic și eu. Te trimit afară, nu de alta. Ia stai să ascultăm ce are de spus băiatul. Alex, ce vreau eu să știu? În cazul în care eu te-aș trimite cu Alexandra în camera roșie, tu ai merge văzând cât de nervos este Codruț? Cu siguranță. Dar nu au ca să-i fac lui ca să-l enervez mai tare. Nu, 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 ți-ar plăcea, ți-ar face plăcere. Hai să primul, stai liniștit. Pentru că este o simplă conversație, adică nu e nimic... Dar ce râzi așa? Joker. Alexandra, hai. Dacă te-ar chema Alex în camera roșie, tu te-ai duce? Vede? S-ar duce, domnișoara Alexandra, da, ce întrebare asta. Auzi, s-ar duce, a spus fata că s-ar duce, da. Foarte frumos, pentru că aici, chiar dacă sunt cupluri, noi trebuie să... Corect, domnișoara, compatibilitățile, să fie ajutați la menținerea cuplurilor, știu, da. Păi da, ca să devină mai puternice. Da, cum ai putea tu să devii mai puternic și să-ți o dorești mai mult și să demonstrezi mai mult dacă n-ai trece prin astfel de hopuri? La fel cum a trecut și ea, că dacă stăm bine să ne gândim, ai văzut cum stă treaba cu Diana, ce a avut ea de spus și nu numai. Domnișoara Cristina, păi și până la urmă ne chemați sau nu camera roșie? Vrei? Pentru că îți dorești atât de mult, vă trimit chiar acum. Vă rog să mergeți în camera roșie. Vorbi serios? Da, da. Te rog. Iisus. Păi, mâine mai este o zi, doar. Lasă, până mâine duceți-vă astăzi. De se vede, domnișoara Cristina, că vrăjeală din partea Alexandrei. Vrea să-l ambiționeze pe Codruț. Ia zic, ce ai de zis. Da. Codruț iese afară la aer, că are nevoie. Te duci la cafea? Da, da. Hai, lasă, rămâi aici. Nu vreau. E Nicos la cafea. Și eu mă ies și eu, oricum e drag de el. Du-te, du-te. Să rămână. Faceți o actuală. Pămâniți, ce faci? Nu prea te-am văzut astăzi. Domnișoara Cristina, m-am strâmbat pe aici, m-am pus în cap, ardica mâinile, nu mă vede nici Mustafa, nici naibas mâinile. Hai că nu ne-a trimis aici, mersi. N-ai ajuns cu mine în camera roșie. Poftim? Zic, n-ai ajuns cu mine în camera roșie. Cum n-am ajuns cu tine? Eram ironică. Am înțeles. Ce faci? Care e treaba? Bine, tu ce faci? Care e treaba cu tine și cu Codruț? Voi chiar sunteți într-o relație sau... Bine, eu nu zic că mă folosești pe mine. Nu, nu. Dar hai să ne înțelegem. Eu pe tine nu te folosesc cu absolut nimic. Într-adevăr, a fost un moment când a intrat Diana, înainte de a intra Diana în casă. Așa. Eu am aflat că va intra și că ei vorbiseră de acasă și așa mai departe. Și a trebuit să fac un lucru. Din câte am înțeles, ei doi se cunoșteau de când erau mici sau erau prieteni? Da, dar ea intrase pentru el. Da? El a chemat-o pe ea ca să intre pentru el, înțelegi? Și eu am aflat asta. Și aici, în emisiune, el avea o relație cu mine, s-a dus acasă, au stat împreună, s-au pupat, au dormit împreună și așa mai departe. Da, în timp ce el era într-o relație cu mine. Da. El a fost acasă și a vorbit cu mine. Da, și după care eu am aflat că ea va veni cu o săptămână jumate înainte, că ea va intra în casă.
Și atunci eram despărțită de el și voiam cumva să-l fac să-l trag spre mine și l-am folosit un pic pe Romeo. Marinescu a spus că nu mai suportă atitudinea băieților față de el. Dar vedeți că s-a întâmplat treaba asta? Cum deși a dat el seama de lucrurile astea exact după gala când a pierdut cecul? Nu, vă zic eu. Marinescu a fost frustrat de atitudinea noastră de până acum, dar cecurile alea îl mai îmbunau și îl făceau să lupte, că zâmbea că când avea cecul ăla, avea un rânjet până la urechi. În momentul când a văzut că atitudinea băieților față de el nu este cea mai dreaptă și nu ne comportăm foarte frumos cu el, fiindcă nu ne demonstrează că trebuie să ne comportăm frumos cu el, nici cecuri nu mai primește. Săptămâna trecută nici măcar n-a fost pe locul 1 la băieți în topul favoriților. Deja i s-au pus prea multe în cap și a dat seama că planul meu a funcționat, că l-am detronat eu cu mânuțele astea. Așa crezi tu? Căpușorul meu. Păi dacă am fost pe locul 1 și el pe locul 2. Auzi, apropo de asta, eu aveam o curiozitate. M-am tot întrebat. Tu urma probabil să ieși pe locul 1 sau așa spui. La băieți, la băieți. Da, la băieți. În săptămâna care a trecut spuneai că o să-i rogi pe susținătorii tăi să ofere voturile tale Mădălinei. Săptămâna asta, având în vedere că e cuplul lunii, nu o să le consum, că Nico s-a zis că 2-3 săptămâni o să funcționeze treaba asta. Dacă funcționează doar 2-3 săptămâni, vreau să fie când se dă și cecul la favorit. Amâni să înțeleg. Săptămâna asta e moartă. Aha. E cuplul lunii și degeaba consum din alea 3 săptămâni vreau să le consum pe o săptămână în care oricum ia Mădălina și George bani. Cum te gândești tu la toate, măi? Sunt strateg. Da, strateg. Sunt și rapper, măi. Marinescu este pus pe linie moartă de, și de public și de noi și de toată lumea. Public? Astăzi, când a intrat fata asta, Meda, și s-a luat în brațe cu Nicos, era un moment romantic sau, nu știu, erau și ei acolo, un moment sensibil pentru amândoi. Marinescu, mai mișto era când era bătaie, mă plictisesc ăștia sau nu știu. Aole, a făcut o față de aia. A făcut o față, dar o să vadă lumea pe cadru. Adică lui îi place mai mult scandalul decât. Ce? Bă, da, vorbești de jumătate. Ne uitam la fața lui. Erau Nicos și Meda și vorbeau și Marinescu se uita așa. Da, puneți cadru. Era fascinat. Dacă fascinat, luăm... puneți că așa era. Domnșa Cristina. Da. Dacă stăm să luăm așa cum zice Cristian, poate ar fi făcut Marinescu așa, dar nici ei nu erau mai brești pentru nu, că... Nu, eu mă uitam la Marinescu! A venit, stătea așa pe scaun să vorbească cu toată lumea ca și ei frumos. Unul vorbea cu altul, altul se uita pe tavan, care mai de care. Adică dacă stăm să o luăm de lipsă de respect, cred că toți au avut un lipsă de bun simț, să zic așa. Codrus, tu ce faci? Recuperezi? N-am avut liniște, doamna Cristina, asta și-a pândit. Asta și-a pândit. Doamna Cristina! Da. Am zis să nu ies afară să iau aer curat. Așa. Și am luat de acolo din din camera roșie. Și ți-a prit? Nu am fost în camera roșie. Da, mi-a prit, m-am și amețit. Aoleu. S-a amețit când a văzut că l-am pupat. Mi-a prit foarte bine, domnișoara Cristina. Sunt foarte bine. Ți-a plăcut ce ai văzut? Poftim? Ți-a plăcut ce ai văzut? Da, zici că mă uitam la filmul ăla, la eu primesc camera romantic? La Dănan ăla cu fantomele. Nu, bă. Ce Dănan? Crezi, Codruț, Alex este interesat de mine? Oile. De care tine? N-a spus chestia asta. Nu băga răcă, că nu a spus chestia asta. Auzi, Alex, nici bine, măcar n-ai m-am spus, dar e adevărat? Interesat. Alex, n-ai fi primul. Ia, lăsați-l să-mi spună, vă rog. Alex, chiar dacă n-ai spus acest lucru, este adevărat ce susține Alexandra? Când am intrat în casă, prima dată la, în casa fetelor, am spus că ea se uita într-un anumit fel și am spus-o și nu, în casa roșie că lasă se uita asta, ca un ești interesat sau nu de ea? Alex nu știe că Alexandra are probleme cu vederea, se mai uită așa câteodată. Lasă, măi, băiatul nu se uita. Ce crezi? Da. Nu am probleme cu vederea, Codruț, da, mă uitam într-un anumit mod la el. Și am vrut, i-am spus, i-am mărturisit faptul că era singura fată care se uita într-un anumit mod la mine. Și uite, am spus că ea e puțin mai, să zic, mai rece și mai înfiptă decât celelalte. Și te atrage asta? Așa și da, mie îmi plac persoanele de genul, pentru că ai ce să faci. Nu-mi plac persoanele care mamă, stau și nu fac nimic. În cap. Îmi plac persoanele cu care pot interacționa mai mult. Auzi, dar ce ai simțit în momentul în care ai intrat în camera? Dragoste, fluturi în stomac, ce să simte prima dată? Există o conexiune între voi doi? Da, există, pe Bluetooth. Poftim? Pe mine m-ați întrebat? Pe Codruț. Da, Alexandru. Dar Codruț, oricum, ce să zic? Domnișoara Cristina, de la început am fost taxat acolo, până la final tot acolo rămân. Bine, v-am obișnuit Codruț. Bine, nu are nicio... Lasă-l mai să răspundă! Poate să vină și Don Juan! Poate să vină și Don Juan! Ia zi, Alex, există sau nu o conexiune între voi doi? Probabil. Hai, bă, vedea pe viitor. Și tu faci lucruri din ambiție și tu ai intrat prost în casă. Nu poți să știi niciodată. A intrat bine, a intrat deștept. Da, o intrat pe manevră. Nu poți să știi niciodată.
ce se întâmplă. Sunt foarte multe răsturnări de situație pentru că este un reality show. Și într-un reality show se Alexandru, ia uși ce spune Codruț, că ai fi intrat cu manevre în casă. Poftim? No, da, auzi ce spune Codruț, că ai fi intrat cu manevre este în casă. Na, toți băieții care vin spre Alexandru. Eu sunt o persoană căruia nu este frică, nu este frică să exprime ceea ce simte și dacă vrea un anumit lucru, îl obține. Cum am stat și de vorbă cu Maria pe, în timpul dansului, i-am spus că una din cele mai mari slăbiciuni mele, a zice că e faptul că sunt ușor de influențat. Dar poate fi și o parte pozitivă și o parte negativă. Dacă sunt ușor de influențat, George, ai în ceea ce mă să-mi fie bine mie, sunt foarte ușor, mă las foarte ușor de influențat. Dacă văd că e ceva ce nu-mi convine, nu mă las foarte ușor de influențat. Mm-hmm. Mă las mai greu, să zic așa, spre deloc. Pierd în față. Și dacă Alex, văd ceva sper să văd această atitudine și în continuare. De mâine încolo, pentru că astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Auzi, data viitoare să nu mai ai vreo pretenții de la mine, atât. A, pretenții? Da, să nu aduce mai ai aminte. Pretenții de la aduce mine. Aminte ce ai făcut ieri. Nu se oprește acolo conexiunea, vorbesc nu, cu tine. Nu, răspuns când vreau eu, da, când te întreb. Când eu te întreb, nu ridica tonul la mine. Nu ridica tonul la mine. Când eu te întreb de ce ai jignit-o, îmi răspuns. Am nevoie să zic. Chiar te bucuri. Deci că sunt copii de la tender. Da, bun puț. E că avem un nou cuplu. Nu știi pe cineva de la fete în afară de Alexandra și Adriana? Pe Mariana și am și spus. Pe Mariana? Mariana, tipa de Mariana. Nu știu ce cu ea. Da. Am lucrat împreună. Dansează. Îi recunoaște, recunoaște în fața oamenilor că mă placi. Dar te rog frumos să recunoști în fața oamenilor că mă chema la hotel. Păi fetiță ești tu, mă, îți mai trebuie o fustiță, să-ți pui o fustiță și o, nu știu, o bustieră ceva și direct nu te dică. Ai înțeles? Fetiță ești tu, nu eu. Hai să mergem afară să vezi ce fetiță sunt. Care e problema, căci soare la bătaia? Noi suntem smart doi toți aici, vorbim, frate. Atat timp cât ea mă atacă cu toate alea. Bă, George, tu te rog frumos să taci din gură. Doamne, deci am pățit-o și pe asta. De când ai venit în emisiunea asta, tu ești pus pe George. Nu ți-ai dat seama că Marinescu s-a ridicat prin George. Fii atent, tu ai zis că nu sunt în măsură să dau un sfat ție sau să îmi dau cu părerea despre tine. Tu, ce, tu în care măsură ești ca să dai cu părerea despre tine? Am trăit să o văd și pe asta. Romeo cu nervii întinși la maxim. Legi de aceste subiecte cu Alexandra, știind că nu vei ajunge nicăieri, dar doar că asta e un subiect anume. Ieri, după finalizarea emisiunii, George și Nicos au pornit mare război în culise. Nu se treaba cu persoanele din exterior. Cine pe cine a contactat? George, tu pe un prieten. De ce? Așa am vrut eu. Ca să-l ameninți? Mariana, tu te cunoști cu Meda? Nu știu, doamna Cristina, probabil ne-am mai văzut, nu știu. Ne-ați lucrat împreună într-un club? Am spus că am lucrat împreună în mai multe cluburi.